rușii s-au apucat mai serios de Moldova de mai mult timp. Cam de când? Eu aș zice de vreo jumătate de an. Care sunt planurile Rusiei pentru următorii 2 ani? Ei vor încerca să aducă în următorul parlament o majoritate care să le fie loial. Și au toate șansele să o realizeze. Deci cei mai eficienți oameni opoziții care e, Trag pas în jos Așa sunt Olesa Stamate și Andrei Spânu Nu-ți trebuie, nici Dodon, nici Șor Nu sunt atât de buni Dacă am mers acum cu inteligența artificială Cu deepfake-ul Sunt sigur că în campania prezidențială Acestea vor fi mult mai multe Deci întrebați mâini într-un sondaj Dacă credeți că Spânu fra banii la gaz 60% din Moldova zic că da Miza principală la cele alegeri prezidențiale pentru Federația Rusă va fi Ceban. Ceva cu prim-ministru și îl bagă pe ce președintele acestui partid. Dar dacă asta se va întâmpla, înseamnă că domnul Ciolacu cu partidul său vor face joc cu Federația Rusă la Chișinău. Atâta tot. Dacă revine Trump, ce s-ar putea întâmpla? vine Trump, oprește livrările către Ucraina și ei singuri spre adău. Cam iata, asta, este discursul propagandiștilor ruși. Ce ce este fals? Pentru că nu a mers contraofensiva ucraineană așa cum s-a dorit. Deja se prezintă mai că Rusia câștigă război. Stați-o că și câștigă Rusia. Deci Rusia astăzi nu are capacitatea de a câștiga acest război în sensul în care îl înțeleg ei. Cert este că o la alegerile prezidențiale și el, Uh, și el știe să fac campanii, să fac show. Uh, protestele astea ar putea să fie și ele show. O pistă de urcare. Are de ce să teme Maia Sandu? Uh, Victoria, Maia Sandu, la alegerile prezidențiale, nu mai este atât de sigură cum părea jumătatea de anul. Urmă. Valeriu Pașa, astăzi la raport, expert Watchdog, comunitate care analizează politica din țară și de peste hotare și propaganda, pe lângă asta o mai și combate. Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație, Nicu. Uh, inclusiv în acest context uh, regional și global, cu foarte multă manipulare și dezinformare. Apropo, uh, statisticile mele mi arată că sunt și persoane de vârsta a doua care se informează din internet, din online. Mulți îmi scriu personal că se informează doar din online. Da. Practic, TV-ul o ia un pic la vale față de online. Și acum apare întrebarea. Propagandiștii, Kremlinul în special, în următorii 2-3 ani, vor investi masiv în online lăsând TV-ul la o parte sau se vor axa pe ambele drumuri? Ei de mult se axează mai mult pe a, internet când vine vorba despre propaganda în exteriorul Rusiei, dar și pe interior. Dar a, cred că așa este un pic greșit să spunem întrebarea dacă se vor axa pe TV sau pe, a, sau pe online. <coughs> Astea sunt metode. Da, deci, canale. Ei, când uh, produc o, nu știu, o campanie de influențare a opiniei publice, uh, contează. Deci, ei pun toate canalele disponibile. Ei se gândesc uh -huh. cum o adaptează, să o promoveze prin uh, internet, uh, concret, prin uh, rețele sociale. Uh, ei produc content. Uh, o parte din contentul care merge la TV se duce și în internet. Mes Aceleași mesaje se duc și în știri scrise traduse în diferite limbi, adaptate pentru telegram canale separat, pentru telegram canale de informare generală într-un fel, pentru mm. telegram canalele care se ocupă de pseudoanaliză și conspirologie în alt fel. Da? Pe rețele sociale diferit, mai mult ca atât văd, poate preia cineva și creează un content nativ cu o persoană obișnuită care pur și simplu crede. Și atunci iau cu ceea ce le convine lor și promovează prin grupuri, prin promovări și așa mai departe. Deci abordarea asta este holistică. Și nici asta nu-i tot. Ei se gândesc, dar cum integrează mesajele astea, de exemplu, în divertisment? Aha, divertisment care merge bine la TV. Dat, și pentru în umor, vârsta a treia, de exemplu. Da? Ci în seriale. În umor, dar nu umor pentru, spunem așa, cei mai în vârstă, da? pentru cei mai tineri. nu în zadar și au fost și aceste investigații când racolau tiktok și le dădea 100 de euro ca ei să iasă, să se repete. Și asta se întâmplă și în interiorul Rusiei, și în afara Rusiei. Da. da? Deci nu trebuie să analizăm metasta asta din perspectiva canalelor de distribuție. Trebuie să analizăm din perspectiva ce vor ei să impună ca opinii, ce vor ei să facă pe oameni să creadă și să acționeze. Sau apropo să inacționeze, pentru propaganda nu neapărat este una de mobilizare ca oamenii să voteze în anumit fel, să, nu știu, să iasă în stradă, să duc să înroleze voluntari în armata rusă, da? Mă refer în sigur la oameni din alte țări dar inclusiv să nu facă nimic. De exemplu, să nu se implice în viața socială și politica țărilor lor. Să fii pasiv, da. să nu iasă la vot. Să nu iasă la vot sau să fie pur și simplu, știți cum este un fel de scepticism din generalizat, să nu mai creadă în nimic, să nu mai distingă dintre bine și rău, să, se umble cu tot fel de explicații de astea de genul, eu nu mă interesez deloc de politic sau știți, totul nu e așa de simplu, că nici ăștia nu-s nici aceia nu sunt chiar negre. Mm -hmm. Da? Această celebră din rusă, nici tot tagat Da, da, da. Așa trebuie să tratăm. Dacă vorbim despre Republica Moldova, nu trebuie să credem că, iată, impactul propagandei ruse îl măsurăm prin faptul că, nu știu, doar cât sunt acolo, 18% în sondaje, spun că Rusia are dreptate în războiul care îl duce împotriva Ucrainei. Nu este așa. Problema este că noi avem 60% din cei care cumulat nu spun că lucru super evident că Ucraina este dreaptă în această luptă. Da. Pentru că ea a fost atacată, este victimă și este în legitimă apărare. Da? Deci noi aveam, iată, 18% care spun că Rusia și spune, nu se că ambele au dreptate, nici una nu are dreptate, nu știu ce să răspund la întrebare. Și ăștia împreună fac 60%. E că asta tot este impactul propagandii rus. E că așa trebuie să înțelegem lucrurile. Și oboseala asta față de război e tot rezultatul muncii propagandiștilor care le bagă în cap zi de zi că războiul nu e chiar așa cum pare, că ucrainenii nu sunt chiar atât de sfinți, că ucrainenii se ucid între ei și așa. Și atunci omul de rând care ascultă în fiecare zi deja de doi ani aceleași teze. El obosește și vrea să închidă când vede despre război. Sigur, așa și se întâmplă. Și poate să se întâmple ceva foarte grav și îi tot trec cu vederea. Da, așa se întâmplă. Asta e așa numit uh, fenomen de oboseală uh, de Ucraina sau de războiul din, din Ucraina care se răspândește în Occident. Și el nu este atât de răspândit. Dar aici contează foarte mult și răspunsul părții opuse. Eu cred că uh, guvernul Ucrainei a fost foarte bun la răspuns, în prima parte a invaziei și, cred că, primul an de război, iar apoi au început să facă și anumite greșeli. Știți, poți să ai o comunicare strategică excepțională, poți să ai cei mai buni specialiști, dar trebuie să ai și ce să comunici, trebuie să ai o viziune pe care să o explici. Și aici s-au făcut anumite erori, da? Și uh, se greșesc accent. Această insistență pe. Uh, faptul că este posibil, ca în termeni foarte rapizi, să se elibereze întregul teritoriu și rușii să fie scoși de pe teritoriul Ucrainei, uh, a fost bună uh, și, pentru a mobiliza susținere, inclusiv militară, pentru Ucraina, însă <coughs> a fost uh, foarte riscantă. Da, pentru că cât de realist este, mai mult ca atât, ok. Eu vin cu întrebarea legitimă și îi scoateți de pe teritoriul Ucrainei, și ce se întâmplă? Se oprește automat războiul sau se semnează un armistițiu Rusia și recunoaște? Nu, deci ei dar chiar și să fie aruncați peste hotarele a... oficiale ale Ucrainei, dar o să tragă de timp o să încerce să prindă la și să revină. Acest război pare să fie fără sfârșit și asta înțeleg politicienii în Occident, asta înțeleg oamenii simpli. Asta este foarte important să se vină cu această teorie clară, o viziune clară a victoriei. Dar right? chiar oamenii simpli de la noi se cum crezi că se va termina acest război. Nu știu. eu nu sunt gata să spun astăzi, la fel ca și majoritatea. Nu știm cum se va termina. În același timp, eu cred că se fac niște accente greșite. Pentru că nu a mers contraofensiva ucraineană așa cum s-a dorit, deja se prezintă mai că Rusia câștigă grăzboi. stațu-lea câștigă Rusia. Deci, pentru Rusia, victorie însemna ocuparea în, ter în termen de zile sau săptămâni a întregului teritoriu al Ucrainei, impunerea unui regim marionet și preluarea controlului de faptul asupra întregului teritoriu al Ucrainei. Drept rezultat, Rusia și-a pierdut jumătate din armată, da. are pierderi uh, umane, morți și răniți de vreo jumătate de milion de oameni și-a pierdut uh, două treimi din tehnica performantă de luptă, de teren. Da. a pierdut uh, flotă uh, ca niciodată, deci astfel de de, de pierderi n-au fost din perioada la al doilea război mondial, niciodată, da, nici o țară mare nu a pierdut atâtea uh, flotă da. militară, da. Uh, nu are nicio capacitate să desfășoare uh, operațiuni ample. Da? Deci, iată, astăzi noi discutăm despre faptul că rușii de jumătate de lună încearcă să încercuiască un orășel care se numește Avdiiv, care regiunea Donetsk. Uh, eu vă aduc aminte că în primele trei luni de război, uh, când inclusiv s-au retras rușii de lângă Kiev, noi vorbeam despre operațiunea în Donbass care presupunea ei inițial uh, încercau din două direcții dinspre sud și hmm. dinspre est să încercuiască un teritoriu cu o rază de vreo 700 de kilometri dacă nu mai mult. Da? Adică practic ei încercau Dinspre Harkiv să ocupe orașul Harkiv, și dinspre Sud să ocupe și să ajungă într-un final orașul Zaporizhia. Și toată regiunea de sud a Ucrainei să fie în felul ăsta cucerit și ei vorbeau despre câteva săptămâni. Da. Atât despre așa da, amplitudini vorbeam noi atunci, acum noi vorbim despre un oraș de dimensiunea Ungheniului, Marea armată rusă, așa numită. Da, care își scoate de la conservare tancuri produse în anii 50. Deci, sigur Rusia are această capacitate de a trimite noi și noi forță pe, pe front pe, în luptă. De ce pentru că nu numără pierderile umane. De la deci tocare. pentru putin mii de oameni omorâți, azi nu înseamnă nimic. Nu are nicio problemă cu asta. Deci, el, în acest sens gândește exact cum gândea Stalin sau Hitler. Da? Dar. Uh, Ucraina nu își poate permite aceleași pierderi și așa este corect să se întâmple. Însă, iată aceste discuții care spunem mai că iată nu nu a mers ofensiva uh, ucraineană lângă în regiunea Zaporizia sau uh, au ocupat uh, o porțiune de jumătate de kilometru lângă ca și gata, mai că nu Ucraina pierde război. Nu este adevărat. Deci Rusia astăzi nu are capacitatea de a câștiga acest război în sensul în care îl înțeleg ei. Da? Și, dar, și asta eu cumva nu înțeleg inclusiv în, în presa occidentală aceste discuții, acest pesimism. Astăzi iată noi de aici în Republica Moldova putem sta relativ liniștiți. Dar noi știm că nu se poate întâmpla că în câteva săptămâni sau zile tancurile ruse pot fi la frontiera cu Republica Moldova, la teraspă. Și vă aduc aminte că în martie era risc. 2022 despre asta vorbeam. Deci singura... Direcții de ofensivă de succes pentru ruși a fost în sudul Ucrainei, atunci când ei au reușit rapid să traverseze râul Nipru către vest, au ocupat orașul Kherson și s-au ocupat regiunea dintre râul Nipru și până la Mariupol și mai departe până la zonele care erau ocupate din 2014 da. în regiunea Donetsk. Altceva nu au fost și acea ofensivă mergea foarte clar spre Odessa. Da? Deci ei s-au oprit, n-au putut. Să treacă peste râul Bug. Într-un final au fost oprită ofensiva rusă într-un orașel numit Voznesensk, unde a fost o luptă pentru ocuparea unui pod strategic prin, prin care armata rusă ar fi putut să-și continue. Deci i au ocolit orașul din dinspre nord. Încercau să-l încercuiască dinspre nord. Nu puteau să treacă râu. Iată, acolo, în, în acea luptă s-a asigurat securitatea Republicii Moldova. Apropo, în acea luptă, un rol foarte important, au avut voluntari de pe loc din acel oraș. Iată, pare un, un, episod minor. Astăzi, despre niciun fel de a, forțare a râului Nipru de către ruși nu poate fi vorba. Despre ocuparea niciunui oraș mare, deci nici Harkiv, niciun oraș mare, ei nu -l vor putea ocupa. Dar chiar și oraș mult mai mici, cum ar fi același Bahmut. Da, deci ei l-au ocupat după ce l-au făcut una cu pământul. Uh, același lucru teoretic se poate întâmpla în Avdeivca, dar vedem că ei pentru un orașel mic au pierdut, uh, deci după diferite calcule din surse deschise, uh, vorbim despre vreo 500 de unități de tehnică, blindate, tankuri, automobile, artilerie uh, ar fi murit în jur de 5.000 de oameni și răniți da. încă în jur de vreo 10.000 pentru un oraș mic. Deci e important să înțelegem aceste... Însă trebuie să recunoaștem, iată, în uh, perspectivă lungă, uh, propaganda rusă lucrează destul de eficient. Adică ei uh, s-au făcut de rușine în acest război și au făcut de rușine dar nu armata, dar acum, după un an și jumătate, aproape, deci de grabă sunt doi ani peste da. patru luni, ei reușesc să impună un fel de narativ la nivel internațional, mai că ei câștigă războiul. E asta trebuie să poți. Deci la asta ei chiar sunt buni. Și au sute, poate mii de oameni care fac asta zi de zi pe TikTok, că îi avem și aici în Republica Moldova. Eu îi cunosc, oamenii de rând poate mai puțin îi cunosc, au zeci de mii de urmăritori, unii cândva au lucrat pentru Placotniu, că mulți nu îi cunosc. Poate fi reglementat cel puțin TikTok-ul? Întreb asta pentru că vedeam că la nivel de Parlament European e interzis această aplicație doar celor care lucrează în Parlament European. În rest, cam atât cu, cu interdicțiile la nivel de această rețea. Mă rog, acolo sunt alte motive de ce se interzice instalarea la fel în Statele Unite, în instituții de stat este despre securitatea datelor da, da, da. și faptul că anumiți angajați ai instituțiilor de stat oferind acces acestei aplicații în, telefo în telefon, îți colectează tot felul de informații despre tine și ele sunt disponibile guvernului chinez da, <laughs> respectiv da. deși asta e logică, dar nu pentru că se face dezinformarea acolo. Ce este o problemă? Să știți că nu putem spune că cei care administrează TikTok nu fac nimic pentru a combate dezinformarea. Fac, nu foarte eficient, dar spre deosebire, de exemplu, de companii precum Meta și Google, cei de la TikTok nu cooperează cu instituții non-guvernamentale, cu jurnaliști independenți sau cu asociații obștești. Iată, noi, de exemplu, avem posibilitatea să colaborăm cu Google, cu Facebook, nu-i mare treabă, nu întorc munții, Oricum, dar da. măcar să le trimitem o notificare, uite a apărut o chestie, devine virală, e o problemă, iată să le explicăm, puteți să verificați și voi că este un vals. Da? Uh, nu e foarte eficient, ce s-a întâmplat pe Facebook în campania electorală care abia a trecut este dezmăț de total. Zastră, de. da. uh, și n-au -au știut să, să prevină și să reglementeze lucrurile astea, chiar dacă i-am notificat, am discutat, eu că am dat în zadar, dacă sincer, deci până la urmă ei ne spun că fac ce pot, ok, voi face ce puteți, dar eu mă uit la impact și au cheltuit vreo 100.000 de euro numai publicitate pe Facebook în campania de asta. Dar apropo, electorală. acest deepfake cu Maya Sandu, da, distribuit e un exact. la greu, eu întâi <coughs> mi-apare pe TikTok, da. după asta îl preiau mai multe pagini. El mai întâi pe Telegram a apărut. Aha. Ei, pe Telegram nu se viralizează atât de repede tiktok cu mai mare amploare are, iar pe Facebook, dacă bagi acolo 1000 de euro, ajungi cam la toată țara. Și au băgat, cred, doar în video ăsta de pe diferite pagini, câteva mii de euro. Da, da, da. Și chestia e că în comentarii, eu m-am rămas șocat, unii oameni chiar credeau că aceea e Maia Sandu. Da, păi, ca să înțelegeți, ăștia de la Meta ne-au întrebat, cum credeți, opinia voastră? Unii oameni pot să creadă că nu este un fals? sau uh, poate să creadă că este un fel de ironie și zic nu, din păcate unii oameni poate să creadă că e adevărat pentru că uh, pretinsa, pretinsul umor deloc nu este prezentat că fiți atenție, este un colaj este uh, da. un fel de luare peste picior și uh, au reacționat știți trizele după pff, pff. da, că trenul s-a dus Predruzim. asta ziceam și problema rămâne încercăm să găsim soluții uh, cât spuneam despre TikTok TikTok-ul colaborează foarte strâns cu instituțiile statului. Ei au spus foarte clar: dacă nouă ne vine o solicitare la o instituție de stat, noi blocăm tot ce vreți. Da? Da. Așa... Fost a, mă rog, asta solicitări? e o abordare chineză. Nu știu dacă au fost așa solicitări. <laughs> I-am întrebat cu cine a vorbit cu Mold în Moldova. că e e un pic. Uh... Ce asta? Agenția Națională pentru Reglementare în uh, Comunicații și IT, uh. Uh, care nu are nici în cot, nici în mâini contentul. Deci ei oferă licență pentru radiouri, emisii, radiocom, uh, GSM, <laughs> internet mobil, nu are nicio treabă, treabă cu contentul. Deci, ăștia au treabă strict cu chestii tehnice. Ei gestionează o resursă națională care sunt aceste unde radio. Ei oferă licență 4G, 3G, de care mai sunt acolo, pentru companiile distribuitoare, inclusiv pentru televiziune, prin cap, dar nu pe contentul propriu-zis. Nu au nici în cot, nici în mâinic. Cine vorbim cu de la CETG, Ce ar trebui să aibă? Nu știu. Dar oricum, din punctul meu de vedere, însă modelul prin care instituțiile statului au acces la astfel de potențiale decizii este cel puțin problematic, pentru că asta deschide calea spre abuzuri. Deci, asta poate să devină o problemă serioasă. Cei de la TikTok au și moderare de content, și dacă observați, în rusă apare un pic mai puțin trash decât în română, pe porțiunea, să zicem așa, din Republica Moldova, pentru că cei care fac moderarea asta manuală în rusă, cât de cât mai înțeleg despre ce este vorba. Ei, moderarea contentului pe română se produce în România. Deci, ar însemna Moldova? moderare? Mi-au explicat ei modelul, sau gen, ce? Da, mă rog, sunt un fel de filtri AI, dar nu lucrează nici pe dracu ca și tot AI-ul. Pe urmă, sunt un fel de, mai analizează tag-uri, Dacă videoul se viralizează un pic mai mult decât nu știu ce, uh -huh. atunci se duce la moderare, deci cineva îl vizualizează, îi face o verificare. Dacă el se super viralizează, atunci îl analizează mai în detalii. Deci, deocamdată, vedem că nu prea funcționează. Bun, dar hai să ne imaginăm așa. Eu nu știu unde, dar imaginați-vă că stă un fel de <coughs> oficiu de asta, nu știu unde, la Timișoara, dar lucrează 50 de oameni acolo și le vin... Dar n au treabă despre politică nimic? Cu despre politică. Deci, noi înțelegem ce este TikTok-ul din Republica Moldova, da? El nu înțelege și vorbesc cu oamenii ăștia. Chiar și nu, nu, nu vorbesc despre accent, dacă acolo fiecare trilea a treilea cuvânt în rusă. rusă. Omul nu are habar în jurul ăsta, nu în jur. Dacă vorbim despre aspectul politic, e corect, nu e corect. Nu, e o problemă în sine. Iată, s-ar părea de unde pasă. Pe bune, Că nu putem spune că cei de la TikTok au neglijat totalmente problema, dar ea trebuie rezolvată. Să se fac eforturi la nivel internațional cu reglementări at acest European Digital Services Act, dar deocamdată nu se rezolvă o mare treabă. Eu cred că noi avem nevoie de o legislație la nivel național. Uh -huh. Noi nu avem nevoie de implicarea statului în moderarea contentului. Eu cred că asta este foarte problematic. Dar ei pot să notifice, ei pot să solicite verificare, dar nici de cum un fel de ordine că blocați asta, știți asta, scoteți al peste, blocați al peste pe Facebook sau pe TikTok. dar să oblige companiile să facă mai mult. Să aibă niște departamente dedicate pe Republica Moldova, micuțe, care să răspunde, care să colaboreze cu jurnaliști independenți, cu asociațiile responsabile de fact-checking de, de acest domeniu, da. astfel încât. Pentru că se pot rezolva probleme serios, Deci, noi la ăsta de la META le-am trimis sute de mesaje. Cu Uitați-vă cum pagini care se pretind a fi portaluri de știri care apar peste, peste noapte, noapte, finanțate în mod evident deșor. de șor. Acum dovediți că e finanțat de șor. Dacă eu am acces la conturile voastre, rezolvați, investigați, mă rog. E și problema instituțiilor noastre de forță, din justiție, că dacă s-ar mișca mai repede ar fi. Dar deschiderea acestor companii de a cheltui un pic de resurse pe rezolvarea problemei dezinformării, hate speech-uri și așa mai departe, lasă de dorit. Și eu cred că noi în Republica Moldova nu avem timp să așteptăm până o să apară, nu știu ce, soluții internaționale. Eu cred că lege simplă care se oblige să publice niște rapoarte, să aibă un personal, 2-3 oameni dedicați doar pe Republica Moldova, Da, ca să aibă în acele departamente de moderari, oameni care înțeleg Republica Moldova. <coughs> de dorit bilingvi sau măcar un vorbitor de român și, și, și unul așa. de rusă. Da, și să înțeleagă ce se întâmplă. Că nu e mare treabă. De ce vreau să spun? Dacă lupta va fi eficientă, dacă ușor nu o să poate să bagi bani cu nimiluita în publicități, că știi că el o să fie imediat blocat sau nici nu o să fie acceptat, eu o să renunț. Și noi o să revenim la un spațiu cât de cât decent online. Că asta e problema. Nu dăm mâinile în jos, continuăm să lucrăm, să convingem și autoritățile noastre și companiile. Facem advocă la nivel internațional. Coalizăm cu alte organizații din jurul lumii care au aceleași probleme. Uh -huh. Așa, deci este un proces continuu de da. presiuni pe ei. Următorii doi ani sunt electorale. Asta înseamnă că Cremlinul va băga mulți bani anume în propagandă perețele. Ei vor băga și în TV, dar perețele vă... va fi... La greu. Da, la greu. Vor mai apărea probabil și personaje noi pe TikTok. Am văzut că ei apar unii care nu prea ies să să dau la o parte și rămân cei care prind. Da. Dacă am mers acum cu inteligența artificială, cu deepfake-ul, sunt sigur că în campania prezidențială acestea vor fi mult mai multe. Sigur. Și nici nu-ți nu dai seama cum pot fi mult mai profesionale. Adică să nu-ți dai seama că maia Sandu nu are dinții Maya Sandu. Spre exemplu, în acest video era clar că fața era un pic schimonosit și așa. Ei pot lucra mai mult din timp să facă aproape să Au arate. toate posibilitățile. Da, să 100%. Și atunci. Vedeam și un raport internațional cum China și Federația Rusă deja investesc la greu pentru campania din Statele Unite, anume pe deepfake-uri și pe uh, creare de conținut automat. Tradus în diferite limbi. Asta e. Asta e floricel. Deepfake cu Maia Sandu care declară nu știu ce sau cu Maia Sandu se întâlnești nu știu unde cu șor sau cu cineva. Am mai avut, apropo, aduceți-vă aminte, tentativii de astea da, 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 cu... da în 2021. <laughs> uh, Chipurile nu știu ce. Uh, nu, eu mă aștept mai curând la lucruri executate mult mai uh, perfid uh, și șmechereste. Cu deepfake-uri, nu cu oameni cunoscuți, cu situații. Uh -huh. pentru a discredita ceva, pentru a alimenta în Moldova xenofobia. Hai să băgăm da. un exemplu să De exemplu, o să vedeți un om pretins, mai puțin cunoscut, care iese cu declarații nepermise, xenofobe, la adresa vorbitorilor de limbă rusă. Uh -huh. Și într-un fel avem no, motiv ca, să... Nu, că el viralizează așa. Da. da. Iată, simplu spus, gen... Varianta cu acel medic, dar mai... Dar mai, făcut din mai timp dur. și organizat. Da, și, și mai apăsat, mult mai apăsat. Da, astfel de lucruri. Uh, Istorii care se răspândesc. Și tip fake-urile poate să ajute la asta. Eu mi-aduc aminte, chiar la începutul invaziei ruse a fost o istorie fake care pur și simplu uh, fulminant s-a răspândit prin Moldova, în mare parte utilizând TikTok-ul și oamenii care o repetau. Da, TikTok, Facebook dar în special pe TikTok. Cu chipurile care au venit niște refugiați din Ucraina și într-un oraș la nord, uh, au bruscat o chelneriță că nu vrea să vorbească cu ei în ucrainean Aha, gata, știu, da? știu, știu, Pentru că, iată, eu venit și o impuneau să vorbească cu dânșii în ucrainean Da, și s-au distribuit masiv. S-au distribuit masiv. tiktok Deci noi am găsit zeci de clipuri cu oameni de pe la Cahul, de pe unde vrei, care comentau asta, spunând că ia că s-a întâmplat, cum așa ceva e posibil foarte repede au lucrat jurnaliști. Cei la Newsmaker, în decurs de, nu știu, 10 zile maxim, au găsit locul, trochea, hotelul cel, cel, cu bar, au găsit acea chelneriță, au întrebat ce s-a întâmplat. Asta nu prea vroia să vorbească. Într-un final au povestit că au intrat acei refugiați prima dată în Moldova. Au deschis meniu și meniul scria în română și în rusă și ei s-au mirat, de la voi scrieți și în rusă? Mm -hmm. Și asta a spus, da, pentru că la noi mulți vorbesc limba rusă. Atât. Asta a fost întreaga discuție. Ei, închipuiți-vă când elementul ăsta apare un, un adaus de deepfake. Da. Cu chipurile, o filmare, cu telefonul, cu amplifici. Asta se întâmplă. Da? Vă dați seama? Ce... Deci noi am măsurat istoria aia. Ea era cunoscută de vreo 75-80% din de, de, de cetățenii din Moldova au auzit de istoria asta. Uh, și cel mai trist este că peste jumătate credeau că este adevărat. Și asta într-un fel îi face piu în coleg, la nivel de co colectiv alimentează Să nu susținem Ucraina, să Mai fim mult cu... ca atât. Asta alimentează Rusia. aceste uh, narrative rusești că ia că în Ucraina sunt naționaliști, că ei discredi, discriminează, vorbitorii de rusă și nu știu ce, și nu știu ce. Dar deci asta s-a așezat, sigur că dacă asta nu se așeza pe o uh, un teren fertil alimentat ani și ani la rând de toată propaganda anti care venea din Rusia și era la liber în Republica Moldova, nu ar fi prins atât de mult. Dar bine, eu asta arăt ca un exemplu. Imaginați-vă, e acolo un deepfake. Și mai multe astfel de situații. Prin da, exact. buz, prin niște îmbrânceli. Asta este o temă. O altă temă poate să nu știu, nu neapărat cineva de top. Bă, face mâinii un deep fake, nu știu, cu, cu spânul. Care da. chipurile se întâlnește cu nu știu ce firmă și e mită Contrante pentru mită. că au cumpărat gaz scop. Da, din nou, se plează pe un teren fertil. De ce? Pentru că spânul a avut o comunicare dezastroasă și nu știu să asiguri acea transparență elementară și să explici și oamenilor de unde cumpărăm gaz, cum, de așa, de ce la prețul ăsta. Deci, întrebați mâinii într-un sondaj dacă credeți că Spânul ofra banii la gaz, 60% din Moldova vă zic că da. Chiar dacă eu cred că nu e adevărat. Din nou, eu nu sunt deloc fanul lui Spânul. El este uh, un personaj extrem de toxic pentru partidul de guvernare. Dar eu nu cred că el a furat da, uh -huh. din, din gaz. Din nou, poate greșesc, dar nu cred. N-am văzut niciun fel de dovezi, toate aceste acuzații, chestii. Nimeni nu i-a ratat niciodată nimic. Dar oamenii deja așa cred. Da, vor găsi situații care deja... Aruncă un deepfake fake cu asta, e. pe o lună înainte de alegeri, sau o lună, cu trei zile înainte de alegeri, că de obicei atunci scoate. Vă imaginați ce impactul, impact să aibă? Clar. Da? Deci este un element care, dacă va fi utilizat strategic și poate fi utilizat strategic, asta cu mai Sandu în paranja asta, încă e așa... Le dăm e, idei. Da. Nu, nu, că nicu <laughs> cred, Iau idei cred, din mă start. <laughs> știu ei foarte bine ce fac. În general, ce observ eu este că rușii s-au apucat mai serios de Moldova de mai mult timp, Uh, bun, spunem că investesc în propagandă, o să investească Astfel, și mai mult De mai mult timp asta, a... cam de când? Uh, eu aș zice de vreo jumătate de an uh -huh. Nu că tare ne-au lăsat ei Și de ce în anume? Pace. Pentru că vin alegeri sau pentru că... Eu cred că au fost și niște schimbări, cred că au avut ei un moment de, de analiză la ce au mers bine anul trecut cu protestele astea lui au înțeles că nu merge de bine trebuie. și au schimbat tactica și s-au concentrat pe alegeri Uh, și să le câștige. Deci ei vor să le câștige. Mai mult ca atât, eu cred că ei acum vor încerca să câștige chiar și alegerile prezidențiale, au uh, pregătit pentru asta o suită întreagă de pioni pe care știu ei să-i miște, uh, colaborează <coughs> foarte strâns <coughs> cu Plahutniuk. Eu cred că asta a fost unul dintre elementele care s-a schimbat. Până atunci ei lucrau foarte strâns cu șor, asta se vedea, mesajele astea coordonate, ieșirile și așa mai departe. Dar strategul Plahotniuc că am impresia că nu prea îl băgau ei în treburile lor. Sigur că el cu ținea legătura, asta nici nu se discută, dar la un moment dat au apărut da, și s-a simțit stilul, chestia asta, cu împărțit uh, oul în diferite coșuri. coșuri. și partid de șala și un mai pro-european și un mai centrist și un mai pro-rus. Uh, schimbările care s-au întâmplat la trustul de media lui Plahotniu când unii oameni da. au plecat uh, și trustul ăsta practic a fost pus la dispoziția lui Shore. Și da, da, deci asta da, tot da, e da, un da, element de da. înțelegere cu rușii. Deci s-a schimbat și această tactică. La nivel de propagandă nu cred că au inventat ei mari soluții magice, dar au fost sistemici, au repetat, au repetat. Se repetat, bagă pe repetat. repetiții, cu cât mai mult îi repet, Corect, cu atât mai mult repetat, Asta e picătura chinezască, ea lucrează. Deci avem noi drept rezultat. Bine, nu, nu trebuie să spunem tot pe seama eu pun o bună parte și pe seama neprofesionalismului politic, anume politic, a partidului de guvernare. Oamenii ăștia nu știu a face politică, deci ei sunt, nu știu, romantici, naivi, cum o fi ei, dar politică ei nu pricep, asta e clar. La sfârșit de primăvară, început de vară, Ratingul prezidențial la Maya Sandu mă rog, pe sondaje făcute în interiorul țării ajungea la aproape 40% în primul tur, din total, din total respondenți, da? Ceea uh -huh. ce, într-o proiecție simplă, dacă atunci făceai prezidențiale teoretic, <coughs> cu un pic de prezență în diasporă, mai Sandu câștiga din primul tur. Da, acum? Da? Acum a, ea este doar nițial peste 30. Pas la acea etapă avea din sondaj în total peste 30%, 31, 32, variau, din, din nou, din total respondenți și fără diasporă. Acum vreo 25. Deci ei s-au dus ei în jos și au tras și pe și, și Da, sigur. Deci, bine, oricum, ea îi trage în sus, eu trag în jos. Acum era întrebare de timp când uh, uh, se schimbă centrul de greutate, da? când talaghirul devine mai greu mai decât greu. poate trage uh, cine trage. Uh, asta se întâmplă, era posibil de anticipat, uh, alegerile din Chișinău undeva au arătat asta, dar, din nou, alegerile din Chișinău pentru pas au arătat, în primul rând, uh, slaba pregătire la nivel strategic. Da, deci, selectarea candidatului executat prost... Uh, campania electorală executat prost pentru că domnul Carp, totuși este un politician experimentat, cel mai experimentat din Pas. Nu cred că în Pas este cineva cu mai multă experiență electorală decât domnul Carp. Și, și totuși. Putea mult mai mult. Da. Ce putea uh, mai mult și care au fost punctele lui slabe. Și punctele forte pe care nu le-a utilizat, probabil. Punctele forte pe care nu le-a utilizat domnul Carp este poziționarea clar pro-Europa anti -CEBAN. A, eu cumva un pic la mai ocolit ce bani s-a axat pe probleme probleme municipale, bine, deci problemele rezolvarea problemelor municipale nici dintr-o parte nu este atât domnului Carp și atât trecutul lui cu asociere cu Dorin Chirtoac, precis nu-i adaugă da, uh, da. și nici poziția sa de politician și președinte a unei comisii de securitate din Parlament tot nu neapărat este background-ul prin care tu o să convingi că mai bine o să amenajezi cursele de bloc dar problema cea mai importantă e alta deci pasul trebuia să rezolve o problemă potențial ascensiune rapidă a lui Ceban. Ea a fost rezolvată doar parțial, deci se credeți mă putea fi mult mai rău. Sondajele care erau disponibile da, la mijlocul verii. Carp avea 15%. Da, și Ceban lua din cei decizi vreo 65-60%. Carp a luat mai mult decât spuneau sondajele. Da, carpa a luat mai mult, dar problema este, cea mai mare este că PAS a luat mult mai puțin. Să ia majoritatea în Consiliul Municipal sau măcar să nu-i dea o majoritate atât de confortabilă lui Ceban, era foarte ușor. Deci mai mult ca atât. Eu sunt sigur că votul luat de PAS este mai puțin decât îi pot lua în în Chișinău în cazul în care ar fi parlamentari. Uh -huh. Deci practic ce s-a întâmplat, vreo 7-8% numai puțin din votanții PAS. S-au dus, dus la ce și instantaneu, o parte din ei au votat și pentru. Bine, la ce bani s-au dus și mai mulți? consilieri, da? Da, și au votat și la consilieri. Deci, el 5-6 procente minimum le-a furat concret de la. Oricum, eu am fost foarte surprins de procentul foarte pe care a luat de ce bani, anume pentru Consiliul Municipal. La primărie, nu. La Consiliul Municipal am fost surprins pentru că încă vreo lună înainte de alegeri, el nu că 20 de mandate, nici 10 mandate nu apărea să ia. Uh -huh. Deci acest transfer de imagine Cu de la manu, ce da. man, ce ban a funcționat foarte bine. Surprinzător pentru mine de bine. E, oricum încă mai trebuie analizat rezultatele alegerilor din Chișinău, de ce așa mobilizare, de ce așa mobilizare anume pentru ce ban, da? pentru că nu a fost vreun mesaj de asta că el e în mare pericol, că există risc el se pierde în turul 2. Nu, deci oricum s-a produs o, 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 mobilizare foarte interesantă. Nimeni încă nu a oferit explicații la ea. Poate cei care l-au consultat i-au zis din start. Tu, timp de patru ani, faci câte ceva să fii vizibil, te axezi pe ceea ce se poate face în termen scurt, oamenii să vadă, pentru că oamenii vor compara cu mandatul chirtoacă și atunci automat tu nu vei mai trebui să muncești tare în campanie pentru că în timp de patru ani oamenii vor vota vor vota pentru că ai mai făcut câte ceva. Bun, Nicu, nu trebuie să fii mare consultant să-ți dai seama de asta. De asta își dau seama uh, toți, da? la fel cum uh, uh, și în multe alte situații, oricine ajunge să câștige niște alegeri, asta îi spune, fă măcar ceva, livrează măcar ceva pentru că cei care au fost până Comparatia. la tine au fost așa. Deci, ține-te un pic de promisiuni și o să fie totul bine. Nu-ți nu trebuie mari consultant. Ce bani, asta a făcut, s-a ținut, a făcut PR non-stop a beneficiat de o acoperire mediatică impecabilă din partea întregii mas media, a fost neglijat, a impus agenda care i-a convenit, nu a avut concurență pe stânga, nu a avut concurență serioasă nici pe dreapta, a beneficiat și de această legislație electorală care limitează drepturile televiziunilor. El critica. Da, deci o aberație absolută, votată de cei din pas. Deci în, în primărie mare opoziție nu a avut contra candidatul său de data trecută a intrat în cârdășii totale pe toate schemele dubioase cu el mă refer la Andrei Năstase cei din PAS n-au avut niciodată o politică serioasă în Chișinău pe ei bate în toate părțile ies cu niște conferințe de presă din care nimeni nu reține nimic deci el a avut circunstanțe perfecte dar a muncit foarte țintit uh, da dar și sistemic deci el a făcut politic, omul ăsta toată viața a făcut doar politic. El încă în viața lui n a lucrat, a făcut doar politic. Și cu asta s-a ocupat patru ani de zile. Declarații moderate, deci știi când scrit ce în cine să lovească, în cine să nu lovească. Omul ăsta este un politician profesionist. Și asta e o abilitate până la urmă. Asta sunt Inclusiv... este și experiențe elementar. L-ați auzit vreodată pe ceva în socrit și pe mai asamnă? Măcar o și intenționez să cred că anume pentru a nu lovi în pro-europenism, per general. Corect. Nu, el lovește în ceea ce e nepopular, nu se bagă la ceea ce e mai mare ca el. Pentru a nu provoca reacții inverse. El știe că atacurile împotriva lui din partea pasului erau ridicule și ineficiente. Acolo și sociologie. Da, deci el știe că el îi atacă și asta arată toate televiziunile. Ei îi răspund și asta ori nu vede nimeni, ori nu înțelege nimeni, pentru că așa este prezentat. Da, a, respectiv, da. el a navigat așa foarte bine până a venit aici, încât el avea și alegătorii proruși asigurat. Deci, 90% din cei care îl susțin pe Putin în Chișinău, l-au votat pe ceva. Ei zic că e omul nostru, adică al lor. Da, și -i au dreptate. Problema mea este cu cei circa 40% sau 30% de pro-europeni din Chișinău, care tot îl consideră de-al lor. Da? Și bine, eu înțeleg cu oamenii, ei, da, de el ceva au făcut. Într-adevăr, în comparație cu dezastru de cât au fost asta, 12 ani, două mandate, nou, 9, 9 ani vreau. jumate, cât au fost uh, da? 10 ani de zile, E greu să negi că ceva, ceva s-a întâmplat aici. Problemele sistemice nu sunt rezolvate, nici nu sunt început să fie rezolvate. Da. da. un pic poate niște lucruri în circulația transportului public, atât. Parcări, nimic, reorganizarea, reorganizarea orașului, nimic. Deci în următorii patru ani să fie dezastru. Am, vă spun ce o să se întâmple. Ambuteiajele o să se amplifice. Mașini mai multe. Mașini mai multe, blocuri de oficii în centru mai multe, blocuri de locuit la periferie mai multe, respectiv mai multe necesitate ca tot orașul în fiecare dimineață. Dintr-un loc să mute în altul. Da? De fi dezastru, da. Și pe urmă sara se întoarcă înapoi pe drum încă ducându-ți copilul într-un capăt a orașului la grădiniță și a doilea copil în alt capăt a orașului la școală și pe urmă tot așa trece și ei înapoi în timpul ăsta oamenii. Deci e elementar să ai un copil, dar mai ales doi și trebuia să pur și simplu să-i duci la grădiniță și școală și să iei de la grădiniță și școală, înseamnă că tu patru ori pe zi îi pierzi cu asta. Da? În loc să lucrezi. Deci, economia. are de suferit economia orașului. Nu putem să vorbim despre asta, asta și cum asta trebuie o emisiune aparte. Deci de câtă incompetență și corupție, care pur și simplu o diluat Dumnezeu cu dânsă. Deci vreți să luați mită, păi puteți să o luați fără să omorâți acest oraș. Iată, în capăt la Ciocana, cu 2 ani de zile, s-au acordat 11 hectare. Veniți cineva să facă un plan urbanistic zonal. Da. Da. În loc să facă acolo niște blocuri de oficii, când în ziua de azi oamenii nu, trăie, nu lucrează la fabrică. Da. La Ciocana trăiești o grămadă de de lucru noi. Păi deschide acolo un capăt, Iată, aceste blocuri de oficii care tot le faci, sunt centru și vin toți și n-au unde parca. fă acolo, acolo ai și parcare și tot ce... fă acolo poți să oprezi 50 de mii de oameni pe 11 hectare. Da? Dezvoltatorii imobiliari lor și să le spui ce să construiască. Îți permite bloc locuit, o să facă bloc locuit. Spui, nu se permite bloc de locuit. Fă bloc de oficii, o să facă bloc de oficii. E mai scump? Da, eu leacă mai scump. Dar în schimb, el să fie și mult mai profitabil pe termen lung. Și respectiv, tot să ai o masă de 50.000 de oameni care nu doar din capul ciocanii se mută în alte părți a orașului, dar și din alte părți a orașului vine la ciocană. Și tu măcar... mi mi pare o chestie atât de elementară de matematică. Omul ăsta chipul o terminat facultatea de matematică. Păi tu, matematic, nu poți să o cu la tine dacă oamenii o să duc în două direcții, dar nu doar în una, și sara invers, apoi să ai mai puține ambuteiajă. Da, și tu nu o să ai trolebuze goale care se duc la ciocana și vin super pline, dar să fii cât de cât un echilibru. Mie mi se pare asta un lucru elementar. Deci orașul ăsta o să aibă probleme. Asta cu inundațiile. Da. Și nu-i vina, și nu -i vina lui ceva. Și nici al lui Chertoac. Deci noi chiar asistăm la schimbări climatice. Poate unii se râd, da, că acolo țări de a pune haha, că nu există. Deci ele există. Foarte și sunt foarte vizibile. Și cantitățile de precipitații în termen scurt, care pot scadă, o să fie mari și o să crească. În același timp, depunerea de precipitații în soluri și de asta noi avem aceste probleme constante cu agricultura în zona de stepă. Da, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Găgăuzia, Cahul și așa mai departe. Acolo din cinci e mai greu să faci agricultură. Pentru că nu mai sunt condițiile cele climatice. Deci noi nu putem să negăm. Nu poți să dai vina pe ceva acolo, de la faptul că el făcea câteva guri de captare pe strada Creangă, strada Creangă oricum nu avea să scape de inundație, rămânea inundat. Și nu are nevoie de o problemă, de o rezolvare sistemică. Sistemul de canalizare pluvială din Chișinău, ce se întâmplă cu dâns? Cu apa de asta. E îți buc. în băc. Da? Dacă este o ploiță mai lungă de 15 minute, băcul începe să și înapoi în canalizarea pluvială și nu invers. da? Deci nu poți cu asta eu mă tem să mă gândesc cât costă soluția acestei probleme. Dar asta sunt probleme sistemice care trebuie să le rezolv pentru că altfel o străim mai departe. Sau rămânem cu concluzia că, băi, deci este foarte scump, stimați Chișinău, e șase nucați. ori pe an, o să vă noate mașinile, uitați-vă mai atent bă la, prognoza meteo, dacă să anunți ploaie pe strada Albișoara, Albișoara pe strada Creangă, pe calea ieșilor, nini. S-ar putea... Stați în deal. <laughs> Stați în deal sau desvidem vedem cum găsim o soluție. Deci astea nu sunt lucruri simple, ele nu se rezolvă așa de, de ușor și aici nu-i problema în ce ban, dacă au făcut rău strada Creang. Bine, strada creangă i-a făcut rău pentru că i făcut rău asfaltul, asta e alt problemă și aici ține de dânsul, era făcut așa. Starea drumurilor din Chișinău, ea o să înrăutățească. Deci ei o să repare niște străzi, da, ei bagă reparații capitale, dar pentru că nu se ocupă de întreținerea curentă și de reparații curente, da, deci de astea ușoare, starea carosabililor degradează avansat pe toate străzile și nu doar secundare. Deci merge, ca așa, e, șoferii știu foarte bine. Dar dacă e vor stradă secundară prin centru sau la Rășcani, îi prăpăd. Da. Mă gândeam într-o zi la discursul politic în această campanie. Eu l-am analizat pe ce din prima zi când a devenit primar și am văzut că a lucrat mult cu discursul politic, la nivel de dicții, o mai dă pe bucureșteană uneori, uh, fac aparența asta de european. Uh, în același timp Carp pare așa mai timid, uh, mai retras, în ochii oamenilor cu mulți am discutat, care-s votanți pas și au zis, băi, nu vreau să-l votez pe Carp pentru că-i prea moale, prea nu știu cum. În, în alegeri, atunci când, îi, când, vot, când, candidează un om, da, primar, președinte, e foarte important să fie o singură om și ala să vrea să câștige. S-a impresia că Carp nu a vrut să câștige, da? Da. Și să-ți să explici ce caută în alegerile astea. Știți ce a pierdut Andrei Năstasă în 2019 primăria Chișinău? Chiar dacă a luat un rezultat foarte mare în turul 2. Deci incredibil de mare. S-a lăsat pe tânjala în ultima perioadă. Nu, el nu putea explica ce caută în alegerile astea. <laughs> Tăule, tu ai candidat la primărie în 2018, da, ca să faci politică împotriva lui Plahotnic. Oamenii te-au votat, ai câștigat alegerile. Au fost anulate. Ai candidat pe lista partidului și pe circunscripție unii nominală la alegerile parlamentare. Și te-ai dus pe circunscripție unii nominală dacă ai vrut ministru? Și imediat după ce s-a format guvernul, te-ai dus ministru. Ai stat câteva luni ministru și vii și candidezi... A, el nu la, știu ce vrea. Deci, el, și el, deci singura, lui, singura lui explicație în alegerile celea a fost că un fel de noi eu am votat data trecut și am unii datori Cam asta era, de, de, cu o funcție de primar. Păi ce te te-ai dus ministru în cazul ăsta? Asta e un exemplu. Deci la domnul Carp era tot asta. Păi domnule, ta, te apucat cu primăria, ok, dar care-i planul tău? Dacă pierzi alegerile, ce faci? Te duci în Consiliul Municipal sau revii în Parlament sau te duci și în România? Chestie simplă. Și asta a fost și întrebarea în presie, așa, multor din partid. Dincolo de fapt că eu cred că domnul Carp, de către unii, chiar a fost sabotat din interiorul partidului. Pentru că nu, nu l-a vrut sus, da? Da, Uh, dincolo de fapt că el nici nu poate fi sus. Deci, bum, chiar domnul Carp nu era candidatură potrivită, dar din ce, am, cunosc eu, cei din pas nici n-au examinat nici o candidatură care ar putea să fie potrivită și să facă un rezultat mai bun decât domnul Carp. De ce? Asta ar însemna că ei au acceptat că din start că vor pierde împotriva lui Ceban. O, oh, nu, nu asta complicați lucrurile. Nu, Păi dacă nu s-au muncit... Deci nu, asta presupune un fel de gândire profundă, nu știu de care. Nu, n-au muncit din timp să-și caute un candidat bun. Nu, Nicu, nu serios atât. Asta e mai grav. Da, mult mai grav. Bine, unii acolo poate mai fac, înțeleg ce se întâmplă și nu le-ar conveni să apară vreo figură de asta grea în partid. Sunt sigur că sunt așa personaj acum. Asta e... E urât de tot, pentru că da, tu vrei să crești putează... partidul și pe de altă parte Corect. tai picioarele celor care cresc. Corect. Exact asta <laughs> se întâmplă, dar pas nu are probleme mai mari decât ceea ce li se produce din interior. Mm -hmm. Deci eu am spus-o, nu s-a schimbat absolut nimic. Deci cei mai eficienți oameni opoziții care uh, trag pas în jos și, și așa, sunt o lesea stamate și Andrei Spânu, nu-ți trebuie. Nici Dodon, nici Șor nu sunt atât de buni ei având în jurul lor mai mulți oameni care sunt de partea lor. Nu știu ce au ei acolo pe interior, eu mă uit din bat cap în cap. acțiunile lor, da? care trag foarte tare partidul în jos și, din păcate, și pe doamna președinte justiție și organizarea de partid. Mm -hmm. Și asta ar însemna că, într-un final, ar avea de pierdut mult mai mult. Sigur. nu da. Există o, o ierarhie elementară de interes când cineva face politică. Interesul național, de dragul căruia poți să iei și niște decizii care stragă partidul în jos, interesul de partid și abia apoi cel personal. Deci nu face ceva care să afecteze interesul partidului. Dar alegerile la nivel de republică, da. Îs pierdute de PAS? Nu, sau dar nu există. Nu, sunt nici pierdute, nici câștigate. Da, văd multe titluri și hai, din nou, hai să înțelegi ce înseamnă la nivel de republică. Dacă ne referim la ce trenduri politice da. au arătat aceste alegeri. Ele au arătat că a, PAS nu a pierdut mari procente, însă este un partid prost organizat. Acolo unde se votează politic. Chișinău și, și Bălți. Deși la Belts rezultatul este absolut decent. A pasului, apropo. Chiar peste așteptări, peste sondaj. Uh -huh. Pe când la Chișinău este sub sondaj. Deci, asta uh -huh. trebuie spus. Da? Uh, în rest, alegerile la primării n-au nicio treabă. Acolo, și ne au găsit candidat mai bun, așa l-au câștigat. Atât. Uh -huh. Da, ei se laudă că au 19 raiua. Uh, ei, hai, pe ai, primul loc. Este irrelevant. <laughs> nu, nu există primul loc. Deci, cum votează omul la Consiliul Raional? Deci, în primul rând, oamenii la alegeri locale aleg primarul. Și nu votează primarul. Și de la ce partid e primarul, acolo pun ștampila și la Consiliul Local și în 90% și la Consiliul raional, Da, poate să existe mici devieri, dar acolo îi... Și deci asta e diferența. Deci uitați-vă la rezultate din 2019. PEDE, pe mie, unde stăți oamenii Mhm. Mm pe ul au câștigat alegerile în 2019, după fugalul lui refer. Și după da? asta au avut vreo 3% sau cât acum? Nici 2% <laughs> Da, deci asta e, din nou, nu trebuie să înțelegi. Deci sunt, ma marea majoritate a primarilor din Republica Moldova sunt în realitate primari independenți. Prin ce se manifestă asta? Ei candează din partea partidului la alegerile locale și trec lista lor. Când vine vorba de alegeri parlamentare, prezidențiale, n-au treabă caută de treabă, fac lucruri lor de primari, consilieri, nu se ocupă de campanii electorale, nu fac agitații politică în susținerea partidilor care le-au oferit platforma asta. Deci este mit că dacă ai 500 de primari, câștigi alegerile. Plahotniuc a avut 700. Mm. Înseamnă că alegerile locale nu-ți pot crea o imagine despre cum e un partid sau altul. Cele din Chișinău și Belt spot mm. Doar Totuși aici. Pot. Da, cu toate devierile de rigoare. Dacă mânii face alegeri parlamentare, Partidul Mana lui Ceban nu va lua 33% în Chișinău, va lua mai puțin. Mm -hmm. Da, sunt nuanțe, cum, cum s-ar spune, până și în Chișinău acestea. Iată, dacă vă aduceți aminte, 2015. Partidul Liberal a luat pentru Consiliu mult mai mult decât a luat cu jumătate de an mai devreme la alegerile parlamentare în același Chișinău. Această situație a fost în 2011, pentru că era Dorin Chirtoacă, lua procente multe și respectiv trăgea după sine această listă. Nu există o fel de formulă precisă după care o să vă explic că asta se poate întâmpla. Nu există mm -hmm. așa. În turul 2 uh, vor fi mari surprize sau... Păi ce, balțul, sigur că e cel mai interesant. Și aici, aici am văzut că se invită la dezbatere. Uh, acolo, un fel de dans de asta. să um, fiecare încearcă să fie atent. Uh, Usat încearcă să nu dă pretare în alegătorii care au votat pentru această, cum o cheamă, corșă, de fapt pentru șor, da? vrea pentru să că nu-i place lui poate șor, dar vrea să-i atragă și așa mai departe. Uh, din partea asta, la altă hătă, între moroșan și șmechere spune că alegătorii lui Usat Uh, face un apel către ei și să-i conving că Pietcov de fapt nu e omul usată și că de fapt ar trebui să vină la ei. Deci un fel de așa manevre din astea, eu mă așteptam la niște uh, manifestări mai uh, vehemente, deocamdată totul arată atât de decent cât poți să arăti cu astfel de personajă. Uh, urmează să vedem. Este impredictibil din punctul Poate de vedere. Poate să 50 la 50? Eu cred că o să fie destul de strâns scorul. Uh -huh. La BELT sigur că asta este cel mai important. Mă rog, ar fi în teorie un plus de imagine pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. În realitate, acest candidat moroșan nu are nici în cot, nici în mânic cu Partidul Socialiștilor. Da, am văzut asocierea cu Caramalac, este investigație pentru corupție. Da, deci acesta este un om trimis de Caramalac, la fel cum Caramalac are gruparea sa în Găgăuzea, care au aderat la acest partid renaștere. faci caritate în teritoriile ocupate din Ucraina? Da, da, deci nu, ăștia sunt oameni foarte clar asociați acolo, nu-i prima oară, uh, din nou, justiția din Republica Moldova. Uh -huh. uh, în alte raioane nu mai vorbim, vedem deja care vor fi uh, rezultatele, dar... Acolo deja sunt, mă rog, aceste consilii raionale care trebuie lichidate cât mai repede, atât mai bine. Acolo o să fie coaliții de care vrei, eu văd declarațiile mai multor lideri politici de la Chișinău, că cu așa las faci, dar cu așa las nu faci. Mă amuză, chiar dacă o să reușească de la Chișinău să impună aceste filiale la nivel local, să fac coaliția într-un fel sau un altul, dacă o să-i pună cu forța, aceste coaliții de la nivel local se vor dizolva destul de repede. Eu cred că o să vedem suficiente raioane în care... Uh, pas și cu socialiștii sau cu alți inamici inacceptabili la nivel central, se vor înțelege și vor alege împreună conducerea raionului. În alte părți unde pas poate are și un rezultat dar atât Asta de tare socertat cu toți. Asta nu e nici de bine, nici de rău. Asta e așa realitate. Da, deci așa a fost mereu deci a fost o uh, singură, -am după alegerile din 2011, partidele din Alianța de, pentru Integrare Europeană de atunci au luat rezultate bune la alegerile locale, cumulat foarte mult, au luat astea trei care erau pe lepele de mie și pe de. Și Mihai Gimpu nu le dădea voie la ăștia din raioane să negocieze acolo, că o să negocieze el cu Filat și cu Plahotniuc la Chișinău. Uh -huh. Drept rezultat, Peleu, care a luat un rezultat bun nișor pe țară, a obținut conducerea unui singur raion. Pentru că ăștia nu l-au ascultat pe Gimpu și au făcut repede de alianță cu comuniștii. <gântu -i> în rest, Peleu a stat în opoziție peste tot pentru că Peleu și pld pe ul s-au întrecut care primul face alianță ori între dânșii ori cu comuniștii. În unele au făcut cu Peleu, dar oamenii ăștia se înțeleg la nivel local. Acolo deci ă, această clasă politică specifică de consilieri raionari Bă, că el a la pas sau la socialiști, trebuie să vezi unde au fost 5 ani în urmă. Poate eu fost împreună într-un partid la PPCD da. da? sau la comunist, sau undeva. Asta vin și pleacă. Asta nu, deci, raion cu raion, situațiile sunt foarte diferite. Undeva pasul a, a racolat, a absorbit establishmentul ăsta local care o trecut prin toate partidele. Undeva, într-adevăr, echipe noi și nu știu cum. Undeva sunt de ăștia care doi ani în urmă, trei ani în urmă încă rupeau mai eu maiou pentru plahotniu. Foști democrați, foști șoriști. De care vrei să -mi. Deci situațiile sunt diferite loc cu loc. Uh, nu poți să faci o, o regulă generală. Dar cel mai important asta nu contează absolut deloc. Cel mai mult și contează este că la fapt că PASA să aibă 30 de președinți de raioane, sau zero, rezultatul lor la alegerile parlamentare sau prezidențiale nu, nu va fi influențat de cu nimic. De deci este mit ca ăștia care își pun acolo. Dacă acolo sunt niște oameni care lucrează cu dedicație pentru cauza comună, pentru cauza partidului, ei vor lucra indiferent din fotoliu de președinte de raion sau vicepreședinte sau din simplu cetățean. Uh -huh. Asta este ceea ce contează. Da? La fel ca și cu primarii, că ea să aibă 400 de primari sau să aibă 100. Dacă aceia 100 sau cei care au fost în acel partid mai mult, care au lucrat pentru el cu dedicație, ei vor continua. Dacă ei zveniți așa dintr-un partid în altul, fix așa mâine o să ducă la alții și oricum nu o să tragă. Asta este deci, o cheltuială de energie enormă. Ia ca de exemplu, dacă pas găsea un candidat serios la funcția de primar de Chișinău, îl promova și câștiga aceste alegeri. În felul ăsta, crescându-și un potențial viitor prim-ministru, poate chiar candidat la funcție de președinte după ce Maia Sandu nu o să mai candidez. Dar asta era să fie o investiție serioasă a energiei partidului. Dar să strânge primari cu arcanul ca să pui acolo o bifă cu Să ai la statistică că Este mulți. absolut inutil. <laughs> Bun. trebuie trebuia să fie acest candidat din afara partidului? Un om care într-adevăr își dorea să fie primar, nu doar pentru că trebuie să fie acolo. Sau, totuși, din partid. Pentru interesul lor ar fi să fie un om care nu neapărat să, vrei tare să fie primar. un om care vrea să facă politic, uh -huh. care vrea să fie lider, care e gata să-și pună, să-ți parte răspundere. Da, iată ce fel de oameni. Acum, dacă mă întrebați pe mine, din interiorul PAS, oameni vizibili care sunt, participă la emisiuni... Nu prea mai sunt. Ies și așa mai departe. Eu nu văd absolut pe nimeni cu potențial. Da, ei ar trebui să își caute, să-și înnoiască, să-și găsească măcar câțiva oameni care pot să-i reprezinte, pentru că cei ce au ei acum nu arată bine deloc. Nu arată convingători. A, de nou, eu nu am nicio problemă cu nimeni dintre frontașii lor, cum să iei, așa se iei. A, dar aici nu e despre atitudini personale. Deci, dacă nu se vin din Marfa, fă ceva. Dar Marfa lor nu se vin. Asta se vede foarte clar. nu pare a fi un, o personalitate politică care nu este atât de criticată, spre exemplu, atât cum a fost Gavrliță. El comunică mai bine... Bun, din punctul meu de vedere, am spus, doamna Gavriliță s-a descurcat în funcția de premier mult mai bine decât eu m-am așteptat la dumneai. A avut o perioadă ră, dar doamna Gavriliță nu este politician nici sub o formă. A, domnul Recean, eu cred, tot cred că nu este chiar politician. El face față, el descurcă mai bine, comunică mai bine, dar eu nu cred că Dorin Recean este politician. Și nici nu sunt sigur că și-o dorește. Da, bun, politicieni devin, de oameni. Să învață în timp, poate să se transforme, să nu recunoaște peste un timp. Mm -hmm. Dar așa este despre a dori. Eu parcă nu văd la el dorința asta, fie că el ar vrea pe viitor să, să conducă, în frunte, da, 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 partid sau nu știu ce. Nu sunt cel puțin deocamdată. Mm -hmm. Am văzut ce bani după ce a câștigat -o. alegerile a zis că va fi primarul tuturor. A, ah, pe păi el a intrat în campanie prezidențială. Păi asta, asta am vrut să, să vă întreb. <laughs> care, e, care sunt șansele să ne promită în câteva luni că va fi președintele tuturor? Foarte mari. Eu cred că decizia încă nu este luată, dar el vrea uh, și pe el se testează anumite mesaje. De unde el a, a ieșit atât de înfipt în campanie electorală, a ieșit uh, nu chiar atât de cai chiar atât de mari cum a vrut el, a scștigit cu un 60%. El a în vrut încă mai mult. Da, sigur. Dar oricum este un rezultat uh, foarte bun pentru el. Pe, prin el, eu cred că Federația Rusă testează o strategie acum să vadă reacțiile publicului și inclusiv poziționarea asta, vedeți? El ce-a spus? Că el a sfiat tuturor. Da? El nu mai insistă atât de, da? el salut deschiderea negocierilor, bla, bla, bla. L-a să auzit să iasă, toată lumea trebuie să țină aderarea la Uniunea Europeană. Niciodată. El nu e susține. De Da, deci el la toată lumea, că să, să nu fie respingător pentru ăștia, dar nici să nu spună lucruri care să-i supere pe ceilalți. Și el ies cu acest mesaj. Ați văzut cum se adresează el. Și pasului, și, adică uh, și PSRM-ului. Pas, da. alegătorilor PSRM. Exact, nu partidelor. Ce eu cred că se va încerca? Se va încerca accentuarea acestei lupte, dar e luptă, e război politic. Deci, aici se întâmplă între guvernare și gruparea șor, e război politic, nu poți să-l numi altfel. În sare are uh, tizu tău chicu. Da, să treacă cu... Da, da, uh, Eu înainte cu, îi spuneam că n-am nimic cu Dumnezeu, nu, nu mă mai întrebă. mai ai încă o ocazie bună să spui că n-ai nimic, pentru că ăsta chiar e un personaj în care trebuie să uh, insiști că n-ai nimic uh, cu el. Uh, deci de asta e război. Și se apare ceban care spune că trebuie să-i unim pe trebuie să, fim, accept, să acceptăm părerile tuturor și să fie pace. Dacă ăștia fac război ușor e rău, mai s dar hai să fie pace. Ți-ai minte, războiul politic trebuie oprit. Da, da, da. da 2.0. Da. Da, mai mult da, da. că atât și personajele se alinează, inclusiv faptul în și măsură Plahotincă acum și-o activată agentura și în Chișinău și la București cu ideea asta de a fuziona PSDE cu Ceban, da, ca să dăi o mișcare. Sfințel de centriști pro-europeni lights, adică fost un partid democrat reloaded care stă uh, între două luntri și ieși de acolo și de acolo. Asta e viziunea politică lui Pla a lui Plahotniu care l-a propulsat. Deci eu cred că asta se încearcă și eu uh, nu exclud că într-un final miza principală la cele alegeri prezidențiale pentru Federația Rusă va fi ceva. Eu tins, cred că e așa, pentru că eu nu cred că ei vor găsi un candidat cât de cât interesant pentru ei pentru, fl pe flancul stâng. Și care să aibă atâta credibilitate în fața oamenilor. Corect. Și mai mult ca atât. Chiar dacă merge Dodon, deja e expirat. Cine nu a merge da, de pe partea stângă, așa numit pro-rusă, în turul 2 n-are nicio șansă. E sperdanță, da. Da. Însă, dacă cât se bate stânga cu dreapta, trece așa numitul centrist tehnocrat care ia că mai face două trotuare și, nu știu ce până și, și cu unii, unii și cu alții și o să ia și -o spun că politica trebuie să fie că da, noi trebuie să mergem în Europa dar să rămânem neutri și să luăm beneficii bla bla, e că așa, cum în campania asta el eu, eu camp în campania asta nu o spune că așa e un fel de destia și asta este o potențială strategie câștigătoare pentru ruși da? să bat șor cu Maia Sandu se iasă în turul 2 ce bani, să-și păstreze un pic de legător pro-european, mai centriști, ăștia din stânga pro cum cum o să împingă către ei, dacă trebuie să îmblie și jos de 2000 de lei la fiecare ca să duc să-l voteze pe ce Ceban Ce bani în diaspora deja și-a făcut un pic de loc? Pornește cu diaspora, are deja agentura și ce e foarte interesant, eu mă uit la personajele care în diaspora, așa, mai, mai trimite lumea, eu am comunicat mult cu lumea din diaspora în anii precedenți, Cam cine sunt oamenii care așa, stau pe psihotare și tare, îl mai laudă pe ceva. Tare uh, scucoz la plahatniucteț. <laughs> da, da. Mișcarea asta despre care se vorbește în public. Că PSDE, adică fostul PD, fuzionează cu PSD-ul din România, care astăzi e cel mai mare Ei, partid. Nu, nu fuzionează, iau o colaborare. În fel de. Uh, acolo e cel mai mare partid la București și la Guvernare, cel la cui prim-ministru. Și îl bagă pe ceban președintele acestui partid. Asta ar însemna că uh, pasul guvernarea 1 va fi pus în situația să, să strici cu București. Nu, nu, nu în primul rând, nu știu dacă asta se va întâmpla. Uh, Într-a doilea rând, dacă asta se va întâmpla, nu o să fiu tare surprins, pentru că incompetența în partidele politice la București, vizând Republica Moldova, domină, tot timpul dominat. Oamenii ce habar n de Republica Moldova uh, și domnul Ciolacu nu este o excepție, însă mai sunt niște oameni la București care înțeleg totuși Republica Moldova și ce se întâmplă aici. Uh, urmează să vedem. Dar dacă asta se va întâmpla, înseamnă că domnul Ciolacu cu partidul său vor face jocul Federației Ruse la Chișinău. Atâta tot. Și nu voi fi surprins pentru că atâta timp cât social dar și multe instituții ale statului român, până în ultimul ceas au ținut cu dinții să-l salveze pe Plahotniuc, neînțelegând că în felul ăsta de fapt dărâmă interesele României la Chișinău și manifestând din nou lipsă de viziune și de înțelegerea situației, de ce n-ar face acum domnul Ciolacu, jocul Kremlinului aici. Da? De ce n-ar fi un pic de, hai spunem așa, idiot util? S-ar putea întâmpla. Oricum eu nu cred că asta să... Mă rog, eu cred că mai curând sunt șansă ca asta să nu se întâmple. Eu văd un pic de disperare, eu înțeleg cine este personajul care orchestrează toată treaba asta, da, Cecan, da, care este un fidel al lui Plahotniuc la București, se trage în poză cu toți propagandiștii pro-Cremlin care mai are România și, apropo, ei se înmulțesc. Da? E un persoană absolut toxic care i-a ajutat lui Plahotniuc să măsluiască sistemul cel electoral și al alte mizerii. Pseudo reforma guvernului de la care guvernul nu-și poate reveni nici până în ziua de azi dar și tot felul de blogeraj care erau prin fabrica de trole a lui Plahotniuc, eu văd deci, pentru ăștia ce bani este un fel de mesia uh -huh. da? tot felul de canale finanțate de grupările corupte din justiție da? adică da. că pe au tras pentru ce bani cu dinții, înțelegeți? deci, da. ceban, canale care arată pentru toți loialiștii lui Plahotniuc, ce bani este un fel de, de știți cum, so soluție salvatorul sal sal natural și așa cum mulți dintre dânșii îți pretind a mai fi și mari unioniști, dacă mai are o treabă cu România, da, să fie da. perfect. Ei, cu omul o să primească în timp ordine de la Kremlin, pe oamenii ăștia nu interesează. Da. și eu nu cred că mulți dintre înțeleg și fac. Mm -hmm. Uh Nu știu 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 și asumă responsabilitățile. Nu e vorba de asumare. Deci, când stai în mizeria asta, deci nu e ca, de exemplu, să răspundești propagandă proșor, să iei bani de la șor zi, zi, sau de la tot felul de personaje toxice din justiție sau de la plahătniuc. Deci, oamenii ăștia înțeleg că ceva nu e ok. Dacă când își găsesc o, o explicație a, morală, a, parcă le e un pic mai ușor să trăiască. Așa și cred că fac un lucru bun. Dacă e de fapt ei așa lupt cu interesele Rusiei sau că sunt mari unioniști și de la asta e ca și pe acolo. Cât, Câți, așa, mulți unioniști care cred au lucrat pentru Plahătniuc. Las cu să facă unirea, de fapt. Ne aduc aminte <laughs> foarte clare că aceste chestii. Oamenii în felul ăsta își găsesc lor un fel de scuză morală Asta e un proces inconștient, înseamnă că când îți găsești o scuză de ce e așa, ești pseudo-pragmatic, o leacă mai ușor să-ți mânjești mâinile până la cotă rahatul ăsta. Nu știu, din punctul meu de vedere, asocierea lui Ceban cu Ciolacu și jocul deja pe față al lui Ciolacu aici prin ce ban jocul Moscoviei, ar afecta mult relația Buc București-Chișinău pentru că Maia Sandu n-ar putea să-l să accepte public pe ce bani ca fiind pro-european după ce a tot zis că e omul Kremlinului. Da, cred că este așa. Asta mai mult, bun, mult, eu, mult, eu, și eu nu lucru, cred că curentul unionist va avea, va avea de suferit. Oamenii bun, care bun, cred sincer în asta. Cel mai bun lucru care se întâmplă cu curentului unionist este că deocamdată nu sunt partidii unioniste de astea foarte vizibile. Și drept rezultat, odată cu dispariția unioniștilor din politică, în vedere unioniștilor, că ei sunt prin diferite partide de oameni care uh, ar susține ideea unirii, dar nu sunt de ăștia militanți politici, gen votați ni pe noi, că noi să facem unirea, că de ăștia slavă Domnului nu, 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 prea, nu prea sunt. Pe fondul ăsta, uh, susținerea pentru unirea Republicii Moldova cu România, aici în Republica Moldova, crește stabil. Iată, în ultimele, deci vreo 5% în ultimul an sper, mă rog, așa și să rămân. Bine, de la asta, că peste 50% din moldoveni o să vrea unirea, din păcate, ea nu se va întâmpla, pentru că asta nu și-o dorește nimeni la modul serios la București. Nimeni mă refer la clasa politică. Asta e problema cea mare. Da, da și niciodată nu s-a pus problema la modul serios. Da, niște oameni separat care ar vrea sunt, dar nu e vreo prioritate. Însă, uh eu cred că Maia Sandu nu este naiv și înțelege și personaje sunt în politica de la București. Sunt și, și oameni care erau și câțiva ani în urmă, că se schimbă, dar noi nu ne putem amesteca în politica din România. La fel, dacă domnul Ciolacu își va asuma să facă această alianță pe față cu Ceban, da, împingând acest psd care toată lumea înțelege că acest psd este într-un fel ținut în brață de Partidul Social Democrat din România, cred că se va alege cu multe întrebări. Dacă va reuși să le depășească, nu știu, dar poate eu greșesc dar poate tu greșești, dar poate mai nu greșești. Ce bani, în realitate, el, el de fapt, e pro-european. Da, el acolo la Moscova le zis că el, cu voi, dar de fapt el așa, așa trage el electoratul pro, așa. Da, poate noi, noi greșim și mâine să iasă ce bani și o să spună, nu am nu credeți în minciunile cu Federația Rusă. Nu eu cred, m-am spălat, de Credeți, deci cer scuze pentru minciunile care le-am spus vouă în trecut. Și o sunt reforma justiției da? și lupta împotriva corupției. Și de fapt, eu ce ban, vă spun vă, spun, vă vă vouă că Putin este un criminal de război. Da? E că poate el a spune lucrurile astea și noi să ne dăm seama că Așa noi, noi în zadar, îl, îl, cum spun, cum a scris el acolo, că mi-a scris vreo patru cereri de chemare în judecată, da? că noi îl defaimăm. Da. Care sunt planurile Rusiei pentru următorii doi ani? Pentru că nu sunt doar alegerile prezidențiale. Da, alegerile prezidențiale pentru ei sunt secundare. Ei își pot permite să le piardă, alegerile parlamentare însă nu. Ei vor încerca să aducă în următorul Parlament o majoritate care să le fie loială. Și au toate șansele să o realizeze. La o etapă actuală. Mal cu siguranță, MAN, PDCM, comuniștii, socialiștii, șor, noi nu știm și partidul să aibă șor peste 2 ani, dar nici nu-i cazul să uh, ghicim acum. Uh, nu exclud să reușească să bage niște cai, cai, troieni mai, uh, așa, mai bine conspirați și pe dreapta. Am văzut tentativa, da? deci dincolo de ridicolul anumitor declarații, dar povestea asta cu doamna Spătaru, arată, Ceea ce știam de mult că șor sau rușii n-au nicio problemă să bage și niște partide pe dreapta de asta nu m-aș mira de resuscitarea vreunui partid de ăsta unionist, dar de ăsta urât știți, care să să, 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 să atâți spiritele un aur. Să, un aur, de exemplu, da că de fapt au și făcut în 2021 că-și coordonau ăștia de la aur cu socialiștii toate ieșirile la, la moment, deci foarte bine se combina, nu le-a mers jocul dar eu o să încerce să facă asta, au toate șansele să o realizeze, mai mult ca atât. Eu nu cred că ei neapărat mizează să creeze o majoritate rus pe față. Dacă, dacă ce ban se sucește imediat și se duce cu ușor comuniști, cu nu -și, și declară că renunță la integrarea europeană, nu o să o ducă mult așa guvern. Pierde legătorii, da. da. însă, dacă ei vor încerca să împingă pe același ce de exemplu, sau pe Chico, sau împreună, într-o alianță cu PAS, de exemplu. Și zic că noi suntem integrarea europeană. Și știu să se clar. Asta și de, abia de acolo se încep probleme. Și acolo se toaci pe ăștia din pas, deși ei singuri la guvernare. Până se să arunce. Da, până o să, o să dea de pământ cu ei, dar cel mai important este altceva. O să dea de pământ cu ideea integrării europene. Asta și scopul o, să de discrediteze, deci pentru ei, ei înțeleg că ei nu, poți să, nu poate să ai un, un guvern pro-rus la Chișinău, 60% sunt sănători aderării UE și doar 25% sunt sănători Uniunii Euroasiatice. Da. le trebuie să-i crească pe ăștia la 50% și pe ăștia să-i scadă sub 50%. Asta e toată povestea. Și ce poate să discrediteze mai bine ideea de aderare la UE decât imitarea reformelor? Da? decât uh, niște forțe aflate la guvernare care se înceapă să blameze Bruxelles. Zic, noi facem, dar ei nu ne vor. Ca mâini trebuie să ne luați, să nu e. Dar de ce nu ne luați? A, voi puneți condiții, voi de fapt nici nu ne vreți, voi ne mințiți, voi sunteți perfizi. El de Orban. Da? Da, Orban doar nu zici că Ungaria trebuie să din Uniunea Europeană, dar o discreditează nu stop, că fix același discurs poate fi preluat de un ceban, un chicu, în special chicu, deci asta eu, da, am văzut că cheamă la unitatea forțelor de extraparlamentare. De, de, felurile. Uh, și eu cred că asta este miza și la cât de bine organizați sunt cei din pas. Deci eu acum îmi dau seama că în 2021 ei au câștigat acele alegeri parlamentare. Asta depinde de ei foarte puțin. Și de fapt, dacă era un partid bine organizat, în locul lor, în condițiile, cu imaginea lor... mult mai mult procentaj. Nu că își păstrau. Deci, în primul rând, că ei atunci luau vreo 80 de mandate nu 63, uh -huh. dacă s au organizau. Deci eu acum îmi dau seama că, de fapt, lor le-au venit așa deasupra. Alegerile astea în Chișinău arată că ei, având rating ok, poate să-l pierdă pe parcursul campaniei, pentru că nu se organizează cum scade. Practic, alegerile din 21 n-au fost pe meritul lor. Cumva. Nu, deloc Au fost pe dorința societății de a ieși din da, această a fost Deci a fost cumva imaginea oponenților erau atât de toxici încât oamenii au votat masiv pentru pas. Unii au votat chiar crezând că ăștia să fac față, dar foarte mulți au votat contra celorlalți. Astăzi ce a făcut Rusia în următoarele -ul, ultimii jumătate de ani, ei încearcă să schimbe fiețele. Dar ei au tot încercat, 2022, tot anul, tot aceeași. Șor, Dodon sau Dodon, Șor, Vorone. Iată, asta era opțiunile alternative guvernării uh -huh. da, care le putea oferi Rusia. Așa că oricum sunt și plafonați, ca Dodon, cum are 14% rating prezidențial de amul de 2 ani de zile, nu schimbă nimic, deci el Stabil. este plafonat. Da. PSRM-ul mai scăzut șor, iată mai crește, numai ce? Șor nu mai poate face politică pe față, dar o face oricum, deci cel puțin nu, nu mai există partidul șor, în schimb el o să livreze fieța alternativă. Din ăștia, în mod evident, asociați cum a fost acest Lungu, șaptieni mai sunt acolo, Renaștere, da? Uh -huh. Și iată, cu ei lasă bată guvernare, dar oricum ei sunt niște. Te vedeți acest partid șansă, el, în termen foarte scurt, a ajuns uh, în ratinguri mai sus decât vreodată a fost partid ușor. Da, și-o creat da? o vizibilitate enormă. Corect. Pentru că așa să va altfel, e șoră, e stâne, dar nu chiar șoră acolo, că e un fel de, de chestie de asta. Plus cumpărarea pe față masivă a voturilor și în paralel o să împingă așa numiți centriști, în primul rând pe ceva. E că asta e toată tactica Rusiei, Lucrează deocamdată destul de bine. Am văzut că șor a zburat, dar unde a zburat nu mai aflăm, s-a întors. <laughs> Cert este că zboară slobod. Nimeni nu-l prinde, nimeni nu-l extradează, Interpolul nu știu ce face. Bine, nu e atât de simplu pentru el. El o zburat din Israel, unde o zburat? Probabil în Rusia, eu cred că o zburat în Rusia. Și eu sunt sigur că el insistent cere ca să fie lăsat să plece în Rusia, să stea acolo mereu. Pentru că totuși stem. sunt un... Cu Hamas. Da. Sunt... Nu, nu cu Hamas. Nu. nu, în sens că am văzut că Bloomberg și așa scriu că exact. dacă sunteți împotriva rușilor sau dacă... Corect. Dacă vreți să transmiteți un mesaj rușu, extradați-l pe omul rusii de -acolo. Exact. Și... Dar vedem că rușii deocamdată l-au trimis înapoi în misiune. <laughs> păi, Eu cred că Șor este destul de nefericit că trebuie să stea mai departe acolo. Nu exclud să fugă și el în Cipru din Nord alături de Plahotniuk. tuturile său, da, Plahotiuc. Dar asta nu schimbă tare datele probleme. Problema care rămâne sunt alegerile prezidențiale, dar mai ales alegerile parlamentare din 2025 și există toate șansele, păstrând nivelul ridicat de suport pentru aderarea la Uniunea Europeană și asta tot nu va fi atât de simplu pentru propaganda asta rusească lucrează non-stop deci non-stop se încearcă să discrediteze această insistență a partidului de, de guvernare de a asocia tot ce înseamnă european cu ei, da, nu face ai, bine deloc e de tot, pentru că dacă ei fac greșeli automat iese că Uniunea Europeană face greșeli și ei le fac a, și nu face bine deloc, asta o, o să ducă la o scădere a ratingurilor de suport Deci a, în același timp aceste alegeri nu au livrat în mod evident o alternativă politică pe, pe dreapta, pe, spune așa, pentru electoratul pro-european față de pas, ceea ce era o posibilitate. Vedem, toate partidele astea extraparlamentare au luat destul de puțin în afară de Man în Chișinău. Și asta tot este un semnal. Un semnal că e nevoie de, de un partid altul. forțe noi, e nevoie de consolidare. Pe de altă parte, vedem că candidații la funcția de primar din partea acestor partide au luat în Chișinău mai mult decât partidile la Consiliu, ceea ce arată că totuși niște figuri, niște personalități acolo sunt. Întrebarea este dacă o să fie capabil să renunță la ambiții nesăbuite și Orgolii. la rânza moldovenească a, și să-și unească forțele, să-și mai calci un pic pe... să găsească compromis. Deci politica înseamnă să poți să faci compromis. Urmează să vedem, dar uh, cert este că uh, piața cere da, așa o forță uh, pro-europeană. Altfel, uh -huh. acești legători se pot dezamăgi, rămâne acasă, duci la Șor, nu la Șor, la Ceban. Uh -huh. Eu anticipez că după aceste alegeri trec și sărbătorile și va începe mult foc în politica noastră. Vedeam că USAT -ei deja ne anunță că va face mari proteste, în zice cele mai serioase proteste din istoria Moldovei. înseamnă că până la aceste alegeri vor fi multe bătălii în spațiu public. Sigur. Dacă, dacă, vor veni proteste masive, cum zice USAT, -ei, atunci s-ar putea schimba și unele lucruri la nivel de uh, ratinguri în partide. S-ar putea, mai mult că eu cred chiar și usate nu, nu prea l-am pomenit și el uh, potențial să-și revină, deci el deja a demonstrat de câteva ori că poate să revină, cât de durabilă va fi această revenire, nu este. Cert este că USATIC candidează la legele prezidențiale și el, uh, și el știe să fac campanii, să fac show, uh, protestele astea ar putea să fie și ele show. O pistă de urcare. Sigur, va fi și o întrecere pentru că s-a văzut, protestele pe care încerca să le organizează șor n-au prins, oamenii nu vin decât plătiți și oricum nu vin chiar și acolo tare mulți. Urmează să vedem ce o să propună usat Va fi competiții mari. Deci, noi intrăm în campania de facto pentru prezidențiale, cred eu, pe la început de primăvară. Mm -hmm. Uh, unii vor încerca să fure startul, domnul Sate deja anunță proteste, dar deocamdată are testul alegerilor la Bălți, pentru el este principal să le, să le câștige. Uh, așa că uh, va, va, fi, va fi, foarte fierbinte, uh, va fi o mare forfot în tabăra asta pro-rusă, o să mănânce la greu între dâns și cine să fie candidat la alegerile prezidențiale. O, asta e interesant. A, eu sunt aproape sigur că lui Igor Dodon nu îi vor permite, dacă nu permis, să i o permis să-i la primărie. ceva. Da, nu se permite nici acolo. Uh, și apropo că asta este cel mai important pentru care este dovada că ce este pro-rus păi stați un pic de atunci când rușii și-au scos marionetele lor din priză ca să-i ofere lui Toată, pitavă da. victoria suntem copii naivi sau ce cu noi are de ce să teme Maia Sandu are. Acum câteva luni părea invincibilă. Are. Are și eu, și atunci spuneam că Deci lucrurile se pot schimba. Uh, a fost un trend pozitiv primăvara trecută, imediat după schimbarea guvernului. Uh, a venit un trend negativ începând undeva din de iunie. Deci, o, oh, oboseală mai multe erori, nu știu, cauză, mă rog pot fi căutate, cert este că trendul este în descreștere. Ei după iarna trecută au adăugat, bine, deci începând cu februarie, martie, a fost până pe la sfârșitul de aprilie un trend de creștere pentru ratingul mai sandu pentru partidul PAS, apoi a pornit un rating de, de scădere, care probabil după alegerile astea locale s-ar putea să fie accentuat, urmează, vedem cât, a, și eu cred că da. Victoria Maia Sandu la alegerile prezidențiale nu mai este atât de sigură cum părea jumătatea de anul urmă. Uh -huh. Și asta probabil nu-i de bine. Uh, din punctul meu de vedere deloc nu este de bine. Pentru că totuși Maia Sandu la nivel internațional e un... Uh un om destul de respectat și care ne-a ajutat mult în apropierea relațiilor asta de UE. Am contat foarte mult, și această imagine, istoria ei, da felul în care a câștigat alegerile, a, cum a făcut politică, deci contează foarte mult aceste lucruri. Deci prestigiul Republicii Moldova la nivelul internațional acum este nemai văzut. Dar dacă să-l comparăm cu perioada lui Dodon, asta poți să zici că sunt două țări diferite la care nu, nu poți să dai seama că iată, doar trei ani în urmă, nimeni nu vrea să întâlnească cu tine și alerga președintele țării să-și facă un selfie lângă viceu da, cu un alt lider de stat ca să poată să raporteze acasă că măcar cineva a vorbit cu el. Da, zilele și trecute... Nu se compară aceste lucruri, însă, însă nu sunt garantat. La fel cum nădejdea pe diasporă eu nu înțeleg pe ce se bazează ea, eu deloc nu cred. Ei ar putea că vota mai împotriva pas și Maia Sandu? În primul rând, ei ar putea să nu prea vină, să înțelegem de la asta. Da? oamenii trebuie să înțeleagă la ce să vină ei și nu sunt, nimeni nu este dator cu nimic. Da? Au fost, au, oferit toată susținerea în 2020 și 2021. Deci eu cred că cei din pas trebuie să se ia mâini și să înceapă, iată, doi ani de zile au învățat, mai au în față doi ani până la următoarele alegeri, uh, se înceapă să înceapă să, se comporte ca un partid care conduce țara. că să bă, analizeze că... deciziile, să existe o disciplină, <coughs> da? să existe o minimă organizare, împărțirea responsabilităților. O aveți 63 de deputați cu și se ocupă oamenii ăștia, care și ei sunt la rândul lor frustrați pentru că mulți plâng că nu tare sunt întrebați când ceva se întâmplă. Deci ceva nu merge bine. deci Și acolo este la nume la nivel de organizare, problema. Da, am văzut că Comisia Europeană recomandă deschiderea negocierilor cu Republica da. Moldova și Ucraina. Totuși, decizia finală, dacă vor începe negocierile, va fi pe 14-15 decembrie, la nivelul întregilor țări membre UE. Trebuie vot unanim. Da. Vedeam, Orban zicea din start că mârie împotriva Ucrainei, nu vrea, zice că nu e aproape de, de Uniunea Europeană și așa. Cu Republica Moldova n-am văzut vreo declarație vreo declarație despre Republica Moldova din partea Ungariei. Ieri Maia Sandu zice că sunt relațiile ok cu da. Ungaria. L-am văzut și pe un membru, șeful cabinetului Maia Sandu, Băluțel, da. zicea că relațiile chiar sunt prietenești la Jurnal TV. E adevărat. Serios? Păi noi și cu Turcia avem Adică okay. am putea să avem un vot pozitiv din partea Ungariei, da. chiar dacă Ungaria ar vota negativ pentru Ucraina? Da, dar eu cred că oricum decizia se va pune pentru a fi luată la pachet. Cert este că noi am performat bine, chiar și cu țările în care pot apărea disensiuni valorice sau nu știu ce, datorită unei diplomații scusite, ne descurcăm bine avem o relație constructivă, așa cum și trebuie să fie pentru Repu Turcia, nu zadar am menționat Turcia. Adică, pe de o parte, Turcia, în mod foarte clar, îl protejează Plahotniuc. Deci nu suntem naivi, da? Da. Asta o fac, se face la nivel politic. În același timp, noi reușim să avem o relație constructivă normal. Bun. Da? Înțelegând, specificul, a ce bun să ne certăm de dragul certatului, dacă avem ceva de câștigat din asta. Nu știu, alte țări, în spațiu post-sovietic, Azerbaijan. Valoric, avem destul de diferite viziuni și așa mai departe, dar reușim să avem relații reciproc avantajoase. Același lucru se referă la țările membre, aceeași Ungarie. Datorită eforturilor diplomației noastre, deci contează foarte mult Cine ți ministru, ce fel de ambasadori are, ce indicații, uh -huh. de ce întâlnire. Aduceți-vă aminte, imediat după schimbarea guvernului, încă în 2021, uh, unii chiar criticau, Maia Sandu și Nicu Popescu, non-stop sunt prin deplasări. Da, da. Chiar și azi o fac. Și azi o fac. Păi iată, toate aceste deplasări îți livrează așa ceva. Deci, inclusiv mulți colegi de psihotari, nu că cum adică, dacă da, țările de jos, ce spun? Și, vă, sunt, da, dar Austria, e, Austria e preciză, nu, suntem bine cu Austria, Austria ne susține. Și Ungaria, chiar și Ungaria, da, deci și țări în care aduceți să vă aminte că vizite gen, Portugalia, Slovenia și țări cu care n-am avut mari, mari relații, dar a avut grijă. bun, Și a fost și o viziune. Că încă mult înainte să discute despre depunerea de cererii de aderare la un moment dat poate să apară oportunitate, ar fi bine să fim pregătiți și s-a lucrat foarte intens și aceste, vizite non-stop, eu nu știu câte au fost, deci cu Popescu cred că să află mai mult psihotare sau dacă e în țară totul nu are vreo vizită cu cuiva de psihotare. și sunt mulți critici pseudo de ăștia care spun că, că atâta cheltuială. Iată, astea sunt rezultate. Și deloc nu este ușor să nu nimerești să convinci, în așa. Eu sunt optimist, eu sunt optimist inclusiv în privința Ucrainei. Eu cred că vor fi cu anumite condiționări deschise negocierile. Dar de aici înainte începe greul. Chiar dacă negocierile Unii Europene cu Republica Moldova ar trebui să treacă destul de simplu, noi nu avem dosare problematice. Mare, de exemplu, noi nu avem, nu știu, industrii, energofage sau o mică, subvenții. Nu avem nici pe dracu, da, mai simplu spus. Uh, Ucraina, de exemplu, o să aibă negocieri serioase. Asta agricultura. Deci, în condiții de război, agricultorii ucraineni reușesc să ofere prețuri de două ori mai ieftine decât agricultorii europeni care stau pe subvenții grase. Și asta, agricultorii ucraineni fără subvenții. Asta și negocieri o să fie acolo. Ca să condiționeze. Lobby-ul agricol este extrem de puternic în Europeană. Uh, Ucraina are industrie grea, chimic, metalurgic. Deci, uh, chestii eu serioase. iau toate, toate. Porturi, industrie atomică uh, noi suntem tei probleme, nu avem economia noastră. Este... Noi economie nu avem. <laughs> avem, dar ea nu este dependentă de coloși de est. Probabil o să, nu, o să trebuiască niște disciplină fiscală, o să trebuiască mai mult enforcement pe mulți ține de, de stat de drept, dar cel puțin pe aspecte de astea economice nu o să avem noi mari dosare de astea principale. Unde o să avem lupta corupție, reforma justiției. Da. Cât e acolo. Adică ne-am putea aștepta pe 15 că începem negocierile. Nu începem uh, imediat, acolo... Nu, în sens că vom avea proced... vot pozitiv unanim. Da, deci asta înseamnă să începem negocierile, se creează treptat aceste grupuri de lucru, se vede viteza cu care se mișcă, condiționările mari, dar, uh, repet, uh, acolo o să fie lucru mult, e nevoie de suplimentat resursele umane din guvern, trebuie de găsit oameni, că e un volum foarte mare de lucru. Și trebuie oameni calificați, dar uh, revin. Condiția noastră principală va fi stabilitatea politică. Mm -hmm. Adică, spun simplu. Uh, dacă se întâmplă scenariul despre care am vorbit, 2025, că revin rușii. Că revin rușii, inclusiv deghizați, în pro-europeni. Uh, bun, poate unii acolo zic clas, că luăm luăm așa, deghizați cum sunt. Dar uh, mulți țări membri pur și simplu vor întoarce spate. Adică, uităm. Dacă uh, un eventual ceban sau Dodon câștigă alegerile prezidențiale anul viitor, uităm. Da? Uităm de statut de membru în termen scurt. Scurt înseamnă în șase, 7, 8 ani. Da. Uh, foarte clar, nu înțeleg. Și a doua este reforma justiției și lupta anticorupție uh, Într-o țară în care, la liber, rușii, Poți să și scumpere sute de mii de voturi și schimbe rezultatele alegerilor, nu dă nimeni drept de vot în Consiliul European. Clar. Noi am fi o A? Ungarie mai mică. O, nu. Ungarie e floare la urechi. Acolo, mă rog, înțelegi jocurile, chestii din interior, de unde cresc interesele lui Orman. Și e mult mai rău. E una să fie influențabil și altceva când vin niște marionete directe de la Moscova. Sunt lucruri diferite, principal diferite. Deci, repet, o țară în care poate să introducă la liber zeci de milioane de euro, să cumpere voturi, să-și bage partii din parlament, să uh, scape bandiți, deci pur și simplu îi prinde poliția, îi prinde procurorul și judecătorul de dă drumul, așa țara în Europeană nu va intra. Custuia Da. am văzut a fost declarat ilegal sau nul acel articol. Acel articol, acel da, da articol. era de start destul de dubios acel articol. Bun, prin care a fost evaluat și ulterior demis. Da. Mai Sandu ieri la Radio Moldova zice că va fi organizat totuși concursul pentru alegerea unui nou... Da, deci se anulează acel articol, el nu poate să nu produce efect imer. Da. Este și acel proces de judecată. Bun, eu m-am exprimat mai mult. Toată povestea e urâtă, sunt niște greșeli. Păi da, dar cine și le asumă? Pentru că a, din, din răspunsul le, le de, 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 deocamdată totul curat și nimic nu e de, Deocamdată le, le decontează mai Sandu și Partidul PAS. Eu revin. Deci dacă vorbim despre reforma justiției, în punctul meu de vedere este nevoie de tras linii, de făcut o evaluare unde suntem, de recunoscut că planul care a fost implementat până acum este prost, și de regândit și de început de la zero și de recunoscut. Oameni buni, am greșit. Hai să începem de nou. Nu e o problemă să negi de la fapt că negi nu se schimbă nimic. Acum, în același timp, un concurs pentru suplinerea funcției de procuror general trebuie să aibă loc. Țara asta nu poate să cu procuror general în interimar la nesfârșit. Domnul Stoianoglu și are păcatele lui, dar uh, felul în care s-a procedat cu lui Ilegal. Este, nu știu dacă Pentru ilegal, că dacă asta a fost să Po, nu, asta mai <laughs> puțin. Eu mă refer la conexiunile lui. Eu cred că erau soluții mai puțin dure, uh, dar asta este polița pe care o plătește această guvernare pentru că a fost naivă și a crezut că unii dintre cei mai mari bandiți crescuți de Viorel Morari uh, pot fi utilizați pentru curățirea sistemului. Uh -huh. Și atât. Clar. Dar, totuși, pasul, dacă nu-și asumă eșecul, eșecul acesta se va Da, ei, ei, dacă nu conștientizează că au acum eșecuri, îl vor deconta la alegeri. Deci, de la faptul că Vă ei duce... refuză să vadă problemele, problemele, tot nu. nu deci, primul. Deci, când a crescut brusc ratingul PAS? A, după ce au schimbat guvernul. Și problema nu era doamna gama Nu, deci i-au recunoscut că, băi, oameni buni, recunoaștem ceva la noi nu merge bine. Mm. Până atunci, îi negau, pur și simplu, știți, un fel de sistem de stare, negau problemele. <laughs> Oamenii, spuneți, așa, nu, tot e bine. Anulare. Voi nu înțelegeți, nu, 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 scade rating nu înțelegeți, vă nimic nu mai scade, lumea nu iubește, tot, tot e bine. A, după care. Și ne am trezit? Cu reducerea la până în guvern. Da. E fix să și așa ceva de genul. Nu, tată gine, voi nu înțelegeți. voi nu înțelegeți, tată gine. Uh, bun, puteți să nu mă ascultați pe mine, n-am nicio problemă. În genere, nimeni poate să nu mă asculte. Dar de la asta, realitatea nu se schimbă. Clar, da. da? Așa, să-și asume de propriile decizii. Dacă oamenii insistă, de contează. Da, Stoianoglu, poate reveni în funcție sau nu? Habar nu mai am, nu. Bun, cu justiția din Republica Moldova <laughs> poți să întrebi <întâmple> ce vrei. <laughs> Teoretic, poate, dar nu știu. Pentru că, nu știu, să participe la concurs. Sau... Nicu, în justiția moldovenească eu nu m-aș mai mira de nimic. Mâine poate să apară curtea de apel comrad și să declare că alegerea mai s-a în funcție de președinte ilegală, că așa vor ei. Și pot să fac, știți, culmea este, nimic nu o să Iată, azi cât înregistrăm noi emisiunea asta, chipurile s-au dus procurorul general și acolo. Impresionează pe cineva că o să fie arestați câțiva judecători? Nu. No. Mai crede cineva că ei o să fie condamnați? Puțin de tot. Deci ca oamenii să înceapă să creadă că ceva chiar se întâmplă, trebuie să urmeze condamnări veritabile. Mm. Nu mai merge cu dieste. Dar condamnat 15 ani ușor care își de fugar să ascund pe cine impresionează asta de o condamnare ce schimbă pe da. Totuși, lăsând la o parte ce se întâmplă la noi, ne fiind tare importanți la nivel internațional, peste un an sunt alegeri în SUA, cele care vor putea decide viitorul inclusiv și al nostru de mai departe. Putea influența. Da, influența. Ce se întâmplă în Ucraina nemijlocit. Dacă revine Trump, ce s-ar putea întâmpla? Ca justiția moldovenească. Tot ce vrei. Bun. Eu. Eu cred că victoria lui Trump la alegeri este posibilă, într-adevăr. Cel puțin așa arată datele sondajelor pe statele cheie. Am văzut în 5 state, ele. Da, bine, bine, și acolo sunt state cheie. că Sistemul electoral american e specific, deci sunt o parte din state care votează pe candidatul republican, nu contează cine e el și invers, cel democrat, adică Trump nu poate să pretindă să câștigi în California sau la New York, de exemplu. Dar sunt state care se schimbă periodic și, din nou, acolo demografia contează, de exemplu, Florida. Era considerat în mulți ani așa un fel de stat care bancle nas spre democrați, ba spre republicani. În ultimele cicluri electorale nu mai pare așa. În schimb, sunt alte state, cum este Pennsylvania, Carolina uh -huh. din Nord, Arizona. New Hampshire, Iowa, da, Ohio, deci astea sunt cele care se schimbă și din contul cărora cam să de decid câștigătorii. Uh -huh. Da, există posibilitatea să câștige Trump, dar un al doilea mandat al lui Trump va fi deosebit de primul, pentru că va... Produce tensiuni mult mai mari, deci în primul mandat al lui Trump totuși a durat o perioadă relativ lungă, un fel de inerție prin care instituțiile au continuat să activeze conform, hai să spunem așa, setărilor vechi. Mm. La setări, la modul serios, s-a umblat așa mai spre sfârșit, în ultimul an de mandat. Acum probabil o să reia undeva, deci de mai devreme dacă o să vin în, în funcție ce ne interesează pe noi este în mod evident atitudinea sa față de Ucraina El și deja față a spus de Rusia. că îl oprește război într-o zi Aha, A spus, da A pomenit și despre e... teritoriale da, el de tot... și, În mod evident nu i va reuși da, deci, e una să promiți, dar acolo mai sunt niște aspecte uh, și să nu negăm. El vede lucrurile în politica internațională, pare cam așa cum le, le descrie, foarte simplist, uh -huh. de da, nu știu, ca și cum mai face o tranzacție comercială, numai că te uiți pe hartă. Uh, e o problemă în sine că în fruntea Statelor Unite poate să vină un președinte care acreditează această logică. a marilor puteri, zonelor de influență, a faptului că o țară poate să decidă în locul alteia, da? dar nu împreună cu ea. Asta îi e o problemă și implicit pentru noi poate să devină o problemă. Dar să nu uităm că el a spus că el îi va cere și lui Putin să facă ceva. Să oprească războiul, eventual să scoată armata, acela va spune nu, deci nu va fi o relație de asta de, de idil, s-ar putea și asta înțeleg și în Rusia. Da, înțeleg că asta ar putea să, subreze, să subrezeze a, cumva unitatea Occidentului. Însă, dacă Trump va vedea că Putin încearcă să tragă de timp și să-l joace, el foarte repede și sub uralele electoratului său, care astăzi este împotriva uh, livrărilor de armament în Ucraina, va face așa livrări pe care uh, administrația Biden nici nu și le imaginează. El a și spus-o, de fapt. Da, el a spus-o destul de scris. Că eu spun condiții uh, Ucrainei, tu fă asta, așa zice la negocieri. Putin, tu retrage arma, face așa și așa. Dacă el refuză, atunci îi livrează Ucrainei așa ceva ce nici nu au văzut, nici nu au visat. Este un scenariu destul de probabil, de altfel. Nu știm ce va fi. Nu știm care va fi situația regimului din Rusia. Cert este că Occidentul nu are nicio motivație să încerce să destabilizeze Rusia. Greșit din punctul meu de vedere, asta ar fi fost soluția corectă, să lucreze foarte clar pentru a zdruncina, că... eroda acest sistem din interior și a chiar al prăbușului din interior, mai ales că el este foarte fragil. Ce s-a întâmplat cu această răscoală a lui Prigozul, a Prigoj. arătat că acest regim este foarte și foarte fragil, că nimeni nu iese să-i sară tare în apărare, deci da, acolo toți treceau să-i sunau, deci aceste mase care echipurile o sunt pe Putin, nimeni nu are de gând să duc să moară pentru dânsul sau să-l apere. Deci regimul este foarte fragil. Deci atunci când, fără nici o pregătire da, de, de, nu știu, de a avea, de exemplu, uh, niște unități militare trimise în recunoaștere care ocupă punct cheie de-a lungul traseului da, și atunci poți să mm. asiguri trecerea tehnicii. Și ăștia mergeau sute de kilometri, non-stop, treceau oraș după oraș, maximul cine și au ieșeau niște servicii comunale și lăsau niște camazuri pe pod ca să nu poată trece tehnica militară. Asta au fost tot. Deci este foarte de acest ei, regim. Primitiv au, au reacționat. Nu că primitiv, deci ei au fost absolut nepregătiți, speriați, nu știau ce să fac. Putin sunt a dispărut. Da, deci a. nu a ieșit cu vreun discurs, vreo ceva, așa. Să să cu... un... Exact. Deci regimul de asta și Putin este șubred, dar uh, nimeni în Occident nu pare să facă ceva, să vrea să facă ceva pentru a-l zdruncina. Și asta tot este o realitate. Și noi cu dânsa trebuie să trăim. Noi trebuie să înțelegem că această Rusie, în formatul ei actual sau foarte puțin schimbat, va rămâne acolo încă foarte mult timp înainte. A, deci, nu că Occidentul nu vrea să facă nimic să, nu știu, dărâme acest regim din Rusia, să facă o schimbare de regim, o revoluție, nu știu ce acolo. Eu nu știu că dacă se vor începe niște mișcări care ar putea să ducă la haos în Rusia, ăștia mai curând să încerci să-l să proptească. Uh -huh. Iată, asta este o realitate Nu propaganda care ne împing nou Canalele rusești Propagandiști și anumiti Politicieni din Rusia clar, Că da. acolo se lucrează Că să le organizează Proteste, revoluții color prostii, nu există așa ceva De ce? Este această frică de haos în Rusia Din cauza război, armamentului nuclear Și așa mai departe Exact în aceeași logică Gândeau Occidentul înainte de 91. Deci, Statele Unite nu susțineau disoluția Uniunii Sovietice. A, în anul, cât era 1990, cred că, în cadrul unei vizit de Uniunea Sovietică, președintele american George Bush, la rugămintea lui Gorbaciov, a mers în Ucraina și a ținut un speech în uh, Rada Supremă, Parlamentul ales, de, cum am avut noi, primul Parlament, la fel a fost ales în Ucraina, pentru că acolo. Se opta pentru independență uh -huh. și uh, președintele Statelor Unite, deci este celebr în literatura de specialitate se numește Chicken Kiev uh, Speech, uh, Chicken Kiev este ceea ce cunoaștem în bucătăria tradițională, așa numit uh, prjoala la Kiev, catleta da, pe kievski, da? Uh, este acest speech în care el încerca să convingă ce faceți, opriți-vă, nu, Uniunea Sovietică trebuie să rămână, cum, ce fel de distrămare a Uniunii Sovietice sau independență, nu, opriți-vă, ce faceți Președintele Statelor Unite, apropo, acel speech a fost scris de Condoleezza Rice de Atunci era asistenta lui Bush, apoi a fost disenată de propaganda rusească, de cea mai mare rusofobă și bla bla prostii de genul ăsta deci asta era realitatea. De ce? Explicația este foarte simplă. Frica, dar pe mâna cui nimerește tot acel arsenal nuclear e enorm. Păi în 32 de ani nimic nu s-a schimbat. Sunt aceleași frici, sunt aceleași lipsa de explicat ce se întâmplă. Și de ce se bucură atunci propagandistii când află că Trump crește în sondaj. Eu vedeam oh. chiar, eu vedeam chiar uh, Salaviov și așa, ziceau că să vină Trump, că el e omul nostru. Salaviov, Sârdea așa mai departe. Deci propagandiștii... Uh, De ce îl vor? Dacă Trump ar putea să le-o facă uh, Deci propagandiștii invers? sunt cei care repetă niște pasaje, uh, niște explicații. Uh, ei nu analizează. Deci faptul că omul vorbește despre nu înseamnă că el pricepe. Mai mult ca atât, ei desă ori spun ceea ce li pare lor că este în, în da, convenabil cu ce ar vrea comanditarul în cazul dat Putin. Uh, ei nu ce e așa sau nu e așa. Lor le pare că e așa, mai mult ca atât. Uh, repetând asta an de ani, vor și ei speranță, vor și ei screadă în ce ei spun, <laughs> înțelegi? Și e ușor să eu las că vină trame, că ne mai ținem, trebuie un motiv, da? Motivul era că e bun, nu putem câștiga, dar e tacuș, acuș, Occidentul o să obosească, nu o să mai ajute Ucraina, dar pentru asta și trebuie să întâmple. Dar pentru asta trebuie să vină Trump. O, gata, hai, să este următorul. Dar cum a făcut greșeală și partea opusă? Iată, cușa acuș, începe contraofensiva ucraineană și pac, ocupă tot regiunea Zaporizhia, intră în Crimeea iar arunc pe ruși în mari, eliberează tot. Dar că numai, numai un pic, un pic de livrări și acum o să fie cu și se rezolvă tot. Asta este problema da, cu setarea așteptărilor. așteptărilor. Aici au fost așteptări prea mari create. Partea aia la altă sunt din nou așteptări mari ruși. Că mușa mușa, că vedeți, nici nu o să trebuiască nici o ofensivă, nu trebuie nici un succes pe front. Trump, e ajut. E că vine Trump, oprește livrările către Ucraina și ei singuri spre dă. Cam iata, asta este discursul propagandiștilor ruși. Ceea ce este fals. În primul rând că nu o să fie uh, livrările din uh, Statele Unite. O să fie foarte greu. Dar o să continui livrările din Europa. Da? Treptat crește producția. Deci asta este un, un fel de ping-pong de asta. În, în același timp, venirea lui Trump nu înseamnă că tot peste noapte schimb. Pentru Trump, problema uh, războiului din Ucraina, din păcate, nu va fi una prioritară. Pentru că el cu China se luptă. Nu doar China. Pentru el contează cel mai mult agenda internă. Mai mult ca atât. Și Trump, asta putea să ne Trump și noi. vine peste un mandat. El nu are două mandate la rând. Uh, și asta adică e altă logică. Dacă este pur și simplu ultimul mandat și nu mai ai și câștiga, e una, dar dacă mai ai perspectivă, e alta. Respectiv, în Partidul Republican există multă lume care gândește foarte diferit politica externă decât Trump. Uh, și el va avea nevoie de susținerea lor. Da, îi ei da, echipă, îi lucrează consolidat, dar există totuși niște negocieri pe interior. Respectiv, nu o să mai fie chiar așa. Așa că victoria lui Trump nu înseamnă că Ucraina a doua zi ridică mâinile și se predă. În primul rând, chiar și fără suport, Ucraina va lupta până la urmă. Dar niciun fel de tragedii nu a să întâmple. Poate Europa să ajute Ucraina fără SUA? Greu. Cu greu. Ar putea, ar putea dacă, de exemplu, acum ar investi mult mai mult în capacitățile de producție. Industria europeană este enormă. Deci industria rusească este un pitic în comparație cu industria europeană, dar industria europeană nu a fost setată pe producția de a, echipamente și, a, și muniții în special, cea mai mare problemă sunt, tot, sunt munițiile, crește producția, crește producția în Marea Britanie. am văzut recent declarația Cancelarului German că dublează suportul pentru anul viitor, dar de nou, deci vorbim de creșterea suportului militar pentru, de la 4 miliarde la 8 miliarde, da, de către Germania. Da, am văzut. Uh, Statele Unite discută acum despre un pachet de 60 de miliarde. Înțelegeți diferența de proporții? și nu că Germania n-ar putea mai mult, cred că ar putea mai mult. Uh, Ucraina până la alegerile din SUA ar putea schimba ceva pe teren pentru că asta și vor, am văzut un mesaj anterior al lui Zelenski că a zis că în scurt, în următoarele luni trebuie să fie schimbări pe teren. Dacă status quo-ul ăsta de raport de forță se păstrează, nu, uh, nu ceva uh, spectaculos. Uh, dar, dar uh, treptat, deci ducând un război, dar având și resurse pentru asta, mai multe pentru un război de erodare a forțelor rusești. În termen mai lung, ar putea să, să fac ceva. Contează situația și în interiorul Rusiei, iarna asta, cum o să o treacă, cum o să fie afectat sau nu logistica, deci sunt foarte multe. Dar deocamdată arată au un fel de război pozițional și război de erodare. Dacă Ucraina va avea mai mult armament de rază lungă, va avea mai multe uh -huh. sisteme de apărare antiaeriană, atunci ar putea într-adevăr să câștige mai mult teren în războiul ăsta de uzură. Vedem cât de mult suferă flota rusească, dacă de grabă o să dispară, sau rușă. Să... deja din când înțeleg, au retras o parte din flota da, da, da. din, din Crimea. Deci, asta tot contează, dar important este și mesajul public să fie clar că iată, asta că este un plan. Da, este un plan de termen lung, că așa vom câștiga. Dacă, dacă se dau speranțe pentru niște rezultate rapide, costurile sunt foarte mari, riscurile sunt mari, inclusiv să nu, să nu fie un succes pe terenul, pe câmpul de luptă propriu-zis, și asta va face doar mai mult rău cauzei ca Ucrainei. Și în interiorul Ucrainei. Da, lumea acolo tot este foarte obosită, erodată deprinsă deja treptat, se găsesc soluții, dar oricum este foarte greu. Dar ce trebuie să înțelegem noi, Republica Moldova? Vedeam Trump în primul mandat spunea despre ieșirea sua din NATO. Bun, nu uh, se punea sper, problema sper, chiar așa sper, niciodată. Nu, speria, o, el, speria... el critica pentru... Apropo, din nou, fiind fanul lui Trump, dar criticile lui privind neglijarea investițiilor în apărare, de către țările europene Dar El spunea din NATO. Că mai mult toate țările. Nu, el spunea să își îndeplinească obligațiunea asumată de 2%. Da. Avea da. avea dreptate. Avea dreptate. Da? E greu să, să, ne... Deci, din nou, nu trebuie să mergem nici dintr-o extremă în alta. Noi, Republica Moldova, trebuie să construim o relație bună cu ambele partide din Statele Unite. Doamne ferește să ajungem să devină Republica Moldova vreodată vreo dispută interpartinică acolo. Trebuie să știm să uh, facem diferență politica lor internă, politica lor internă a noastră, trebuie să ne căutăm de interesul nostru. Totuși rămânem la mijloc. Depindem și noi de ce se va întâmpla peste Da, acolo. de asta este important să nu facem greșeli. Da. Vreau doar încă o întrebare și ultima e de alt tip. Despre migrația preoților din metropolia mm. Moldoviei la cea a Basarabiei, am văzut și o scrisoare adresată lui Vladimir pentru a trece cu totul la metropolia Basarabiei. Da. Uh, de la ce, ce am putea să avem în următoarea perioadă? Eu nu știu ce o să avem. Eu vă spun care ar fi speranța mea, ce ar fi bine pentru Republica Moldova. Ar fi bine să avem o singură mitropolie, parte a Patriarhiei Români, iar lucrul ăsta trebuie să fie început cu plecarea din funcția deținută de către Mitropolitul Pietru, care nu face deloc față Bisericii Români, scoaterea din proces a domnului Cubreacov care nu face niciun bine, Chiar dacă poate el crede că face vreun bine, dar trebuie să fii conștient de asocierile toxice pe care Dumnezeu le reprezint. Și să fie o singură biserică, nu neapărat sub conducerea Metropolitului Vladimir, s l lămuri. Dar important să fie o singură biserică, eu cred că asta ar fi corect. Este un moment oportun. Și iată ieșirile astea isterice de declarații din partea conducerii, de pe conducerea metropolii, metropolii, metropolii Basarabiei. Ah. În contextul actual, când a apărut această scrisoare a metropolitului Vladimir când a, Sunt aceste discuții pe care ei le cunosc foarte bine Deci eu am impresia că metropolitul Pietru foarte tare nu-și vrea unificarea bisericilor E ca cu ieșirile astea lui isterice, isterice, altfel nu, iată tonul și așa mai departe Deci la ce ajut? Acum este un moment când trebuie toată lumea să dea pe acolo dovadă de rațiune să discute și să gândească la binele comun. Dar nu să-și versă, nu știu ce, frustrări. Că nici nu sunt frustrări, hai să fim serioși, deci sunt fel de etichete de asta. Deci, repet, Metropolia Basarabie și anterior, o problemă serioasă că a fost condusă de domnul Cubreacov și am impresia că așa și rămâne. Și, iată, aceste lucruri trebuie să fie terminate, să existe consens. Dar ce mi s au aruncat mie în ochi foarte tare sunt aceste declarații tăioase. Nu i-a auzit, ani de zile n-ai auzit nimic. Nici un atac din partea Metropoliei Basarabic și cea Acum mm. a s o trezit brusc cu de Deci eu am impresia că acolo se încearcă sabotarea acestor... Eu nu zic neapărat că o să unească aceste două biserici și o să fie o singură. Dar eu chiar văd că există această oportunitate, deci să o strici. Acum e momentul discuțiilor, negocierilor, dar nu a urlatului așa pe, prin presă. Dar la nivel de societate, pentru că, să fim sinceri, în biserică se face propagandă proputinistă de 30 de ani. Trecerea la... Biserică Da, trecerea la metropolia Basarabiei. La nivel de societate, mai ales persoane de vârsta a doua, a treia, care nu prea uh -huh. înțeleg ce se întâmplă, și ei fiind conduși de cei ce li se spune la biserică. Am putea avea o schimbare de mentalitate colectivă în următorii câțiva ani dacă se trece la metropole Să Nu exagerăm rolul bisericii în formarea acestor deprinderi, la fel cum să nu exagerăm nici rolul bisericii în propaganda asta pro-rus. În unele biserici, da, în multe, nu. Uh, clerul din Republica Moldova este foarte divers uh, Sunt foarte mulți preoți tineri care au făcut studii în România Nu vreau să vedeți pe ei cu propagandă pro uh -huh. Unii da, dar și în, în bisericile din România nu se întâmplă Se întâmplă și acolo da, tot pro -putinista, pro -putinista. Dar tot pro-putinistă Dar nu, să nu cumva negăm aceste lucruri Uh, sau sunt foarte mulți preoți tineri care și-au făcut studiile aici în Republica Moldova și au și ei deja un pic alte atitudini și viziuni. Uh, plus, preoții se raportează foarte mult la viziunile și preferințele uh, celor care vin la biserică dacă de aici au pornit aceste discuții și eu cred că am de acolo s-a luat și această scrisoare a Metropolitului, către Patriarhul Rus, da, că da. vin preoții și se plâng, nu vă supărați, dar cumva scade ratingul. Da, plus e elementar, cum men menționează și el în această scrisoare, nivelul de încredere în biserică, în societate, a scăzut foarte mult. Da, și legat inclusiv de asta. Dar ce este important este că eu cred că unul, statul nu trebuie să amestece unul. Uh, doi, iată aceste declarații de tipul ăsta nu fac deloc bine aceste atacuri reciproce. Acum este momentul consensului, acum este momentul căutatului. De... Și nu o să simplu, nu o să vreo soluție de asta ideală care o să place la, placă la toată lumea. Uh, da, închipuiți-vă că ești prea din găgăuzea. Da. Hmm? Și el, pe de-o parte, vrea să-și păstreze. Din bălț. Da? din Bells, mai ales că știm cine e acolo în Bells. da, nu, să nu uităm că regiunea transnistreană este parte din metropolia Moldovei. O toți sunt preoți. Deci sunt niște probleme atât de complexe în care nici nu te bagi. și ultima întrebare, ce putem face fiecare pentru a avea o lume mai bună? Oh, fiecare să ne facem bine munca pe care o facem, să fim monești, nu încercăm să găsim niște beneficii ușoare din contul altuia. Mersi mult pentru discuții. Mersi pentru uitație. Probabil de fapt eu am mulți abonați și în România, vor afla cu această ocazie ce se întâmplă și aici. Am vorbit și pe plan intern și extern și așa. Vă aștept și cu alte ocazii. Mersi. Mersi mult.